prezentă mare majoritate. Ședința este legal constituită. Da, da. Poate începe. Pentru buna conștiință a lucrurilor ședinței, vă rog să faceți propuneri pentru președintele de ședință de astăzi. Cine propune? Domnul, vă dorim, propune pe domnul Bărstic. Am sudat și mă plițele cu flamă. Alte propuneri, domnul Voică, nu aveți? Nu mai am. Alte propuneri? Domnul Artar. Ne vin alte propuneri. N-am avut o altă intenție. Dacă s-a luat la cunoștință procesul verbal de luna trecută, supunem la vot. Procesul verbal din luna trecută. La citire, nu? Dau citire ordinii de zi. Unul raport anual al primarului privind starea economică, socială și de mediu al comunei în anul 2017. La punctul 2, proiect de hotărâre privind aprobarea obiectivelor de dezvoltare economică, socială ale comunei pe anul 2018. Punctul 3, proiect de hotărâre privind aprobarea fișei de evaluare a performanțelor de evaluare individuală a domnului Manea Vasile, secretarul comunei. Punctul 4, proiect de hotărâre privind aprobarea scoaterii din domeniul public al comunei a suprafeției de 25.642 metri pătrați, teren extravilan acoperit parțial cu apă cu denumirea Balta Reasă. Punctul 5, proiect de hotărâre privind stabilirea salariilor brute ale funcționarilor publici și personalului contractual din aparatul de specialitate al primarului comunei Coțofănești, începând cu date de 1 ianuarie 2018. Punctul 6, proiect de hotărâre privind modificarea anexei 1 al hotărârii Consiliului Local Coțofănești numărul 30 pe 30.07.2010, privind aprobarea masterplanului în sectorul de apă și apă uzată din județul Bacău. Punctul 7, proiect de hotărâre privind aprobarea cotizației anuale la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ADIP Bacău ADIP. Punctul 8, proiect de hotărâre privind completarea organigramei și statutului de funcție al aparatului de specialitate al primarului comunei Coțofănești, cu un număr de 25 de posturi asistent personal al persoanei cu handicap și probleme diverse. Acestea e ordinea de zi. Cine este pentru? Să punem la vot. Da, domnul primar, putem... Da, înainte de a începe ședința, pentru că este prima ședință organizată din acest ordinar, de fapt nu am avut nici cealaltă de cealaltă extraordinară. Țin să vă, fiind prima ședință, țin să vă transmit un an bun, să vă urez multă sănătate, tot ce vă doriți dumneavoastră să vi se îndeplinească și de asemenea să avem o colaborare fructuoasă și să vă mulțumesc încă o dată pentru aportul și efortul pe care l-ați făcut dumneavoastră în decursul anului 2017, împreună cu executivul frunte primar, pentru realizarea obiectivelor pe care le-am propus în 2017 și nu numai obiectivele de investiții mari și celelalte treburi gospodărești. Cu acestea fiind zise, zicem la mulți ani și presei, la mulți ani și invitaților, la mulți ani și celor care vor să participe la ședințe și să vă dea, domnule, tot ce-mi doresc mie, vă doresc și dumneavoastră. O să trecem și vreau să fim operativi. Adică o să fiu mai subțit pe expunerea, pe raportul primarului, deoarece n-am să prezint aceleași date de fiecare dată. Aproape că așezarea comunei, drumurile, nu s-a modificat nimic. Nu se modifică, vă spun eu.
și o să dau citirea. Raport anual privind starea economică socială de mediu a Comunii Cuțuvârșii, județul Bacău. Având în vedere prevederile articolului 68 litera D în legea administrației publice locale, numărul 215, pe 2001, primarul în calitate pe care o deține cefala administrației publice locale are obligația de a informa de bună funcționare a acesteia și trebuie să prezinte anual sau ori câte ori este nevoie informare privind starea economică socială a Comunii Cuțuvârșii. Ca repere pentru prezentare, cât de cât edificatoare a stării economice sociale a Comunii Cuțuvârșii, am luat situațiile statistice de la nivelul Consiliului Local, bazându-ne pe legea numărul 215 pe 2011 și am cerut date de la Consiliul Local, de la Oficiul Poștal, Școala Coordonatoare Cuțuvârșii, Postul de Poliție Cuțuvârșii, Dispensarul Uman, Dispensarul Veterinar, Poștă, de la Secretarul Comunii, și așa mai departe. Nu mai spun poziționarea geografică a comunei, vreau să vă spun că în urma alegerilor locale din iunie 2016 a rezultat un consiliu, ceea ce este nou pe numele asta, a rezultat un consiliu local compus din 13 consilieri conform numărul locuitor al Comunii Cuțuvârșii, număr de 13 consilieri, componența fiind următoarea: 8 consilieri PSD, 4 consilieri PNL, 1 consilier PMP și 2 delegați să treci pentru satele Tămășoaia și Boiștea. Date privind administrația publică. Administrația publică locală se realizează conform legii administrației publice numărul 215 pe 2000 în consiliile locale ca autorități deliberative și primar ca autoritate executivă. Între cele două entități sunt relații de colaborare și cooperare. Raport anual privind activitatea pe linie gospodărie, investiții, achiziții pe anul 2017. Aici este foarte important. În anul 2017, bugetul Comunii Cuțuvârșii, cât și cei din anii anterior, deși nu este niciodată suficient, a fost administrat cu răspundere și eficient de către executivul Comunii Cuțuvârșii, reușind astfel să asigurăm plata salariilor, achitarea împrumuturilor contractuale și continuarea investițiilor. Fondurile din casări proprii au crescut ca urmare a implicării personale în colectarea și amenzilor și taxe locale și impozitelor și sperăm ca și pe viitor ele să mai crească. Taxa de salubritate pentru ridicarea gunoiului a fost în mare parte achitată de cetățenii comune, care au înțeles că este o obligație europeană și nu au fost nevoie ca să utilizăm sume din bugetul local pentru achitarea acestei taxe către rompres. Putem spune că este primul an în care nu a fost o rectificare bugetară și totuși cu acest buget, conducerea comunei a reușit să rezolve majoritatea problemelor evidente pe teritoriul comunei și să nu rămână arierate datorii mai mari de 90 de zile și să pună în practică proiectele avute pentru anul 2017 în instituții și teritoriul Comunii Cuțuvârșii conform cu legislația nouă în domeniul achizițiilor publice. Acum vă vom prezenta instituțiile publice pe rând cu investițiile și dotările. Primăria Cuțuvârșii, după cum știți, clădirea primăriei este un loc modern, estetic, în care activitatea se desfășoară în cele mai bune condiții și toată lumea care trece pragul instituției remarcă că este un loc plăcut și curat. Se are în vedere extinderea primăriei și încă un birou pentru poliția locală și o bucătărie care să facă legătura între primărie și Camerele Culturale, fiind utilă pentru ambele locații. Acestea fiind utilă de la desfășurarea activităților specifice din Căminul Cultural, cât și angajaților primăriei. De asemenea, se dorește achiziționarea unei centrale termice noi, fiabile, cea veche, necesând costuri mari de întreținere în fiecare an. Anul acesta intenționăm să înlocuim și pavajul degradat în fața primăriei. Anul trecut au fost angajate în condiții legale două persoane care au ocupat posturile de șofer și consilier la primarului prevăzut în organizarea instituției. Șoferul angajat va conduce pe lângă mașină instituții și buldozerul scavetorului ce va fi achiziționat în acest an prin fonduri europene necesare realizării diferitor lucrări de gospodărire în comună. Anul trecut a intrat în vigoare noua lege a salarizării unitare care a dus la creșterea salarială a angajaților primării, instituția reușind cu greu să asigure plata acestora integral și la timp din bugetul anului trecut. Anul acesta vor fi angajați asistenți personale a persoanelor cu handicap începând cu luna martie, conform legislației în vigoare, în jur de 22 persoane. Anul trecut s-a achiziționat o Dacia Duster nouă din fonduri proprii și s-a reparat Dacia Logan, ce a fost predată poliției locale pentru desfășurarea unei activități mai bune și mai eficiente. Toate celelalte oportunități de la instituții obținute din donații și de la alte instituții guvernamentale, la momentul actual sunt depășite moral, fiind uzate. La ora actuală există 4 angajați în poliția locală care împreună cu cetățenii ce asigură paza încearcă să stopeze furturile și alte abateri de la legislație ce se asigură ca să asigure paza. Angajat
Angajați poliției locale dețin ținută specifică, doi dintre ei au făcut cursuri specifice de polițiști locali conform legislației în vigoare. Pentru buna desfășurare a activității instituției s-au achiziționat consumabile necesare, hârtie, dosare, plicuri, s-au achitat prestările de servicii, telefonie, internet, asistență, software, întreținere, echipamente. S-au reparat rafturile din arhivă instituției, întâlnindu-se cu elementele metalice pentru a putea susține greutatea documentelor. Pentru asigurarea transparenței în activitatea Consiliului Local, am avut încheiat un contract de prestări servicii de filmare a ședințelor Consiliului, contract pe care îl vom reînnoi și în acest an dacă vom dispune de fonduri. Pentru prevenirea stingerii încirilor s-a verificat și reîncărcat stingerea și stingătoarele și s-au achiziționat câteva materiale necesare de desfășurare activității specifice. În exteriorul primăriei s-au reparat întreținuri și făcut acolo unde a fost cazul băncile, gardurile și diversele leagăne din parcul comunal. S-a achiziționat primăvară și toamna flori și ghivece în flori pentru frumusețare, s-a făcut curățenie de primăvară, iar pe parcursul anului, ori de câte ori a fost nevoie, s-a întreținut curățenie exterioară prin cosit, tundere, garde, vin, măturat, igienizat și orice a fost nevoie pentru un aspect plăcut și curat al împrejmuirilor instituției. S-au achiziționat lemne de foc pentru centrala tehnică, s-au debitat și aranjat în magazia de lemne și s-a trimis lemn de foc către câțiva cetățeni nevoiași ai comunei. S-a asigurat verificarea centrale termice și serviciul ori de câte ori a fost nevoie. Cu ocazia sărbătorilor de iarnă s-a realizat un frumos iluminat festiv al comunei de care ne-am bucurat cu toții. Pentru anul în curs am dorit să stopăm furturile și diversele infracțiuni, să contribuim la siguranța și liniștea cetățenilor prin o lucrare printre poliția locală și cea de stat, să rezolvăm cele mai multe probleme în care se confruntă cetățenii comunei. Școlile din comună, după cum bine știți, școlile au personalitate juridică, au contabilitate proprie și își administrează singure bugetul local, bugetul alocat de guvern pentru bunuri, servicii și salarii. Prin Consiliul Local se vor mai derula doar investițiile mari. S-a monitorizat activitatea desfășurată dacă în timpul vacanței de vară s-au făcut toate reparațiile curente, dacă s-au igienizat toate sălile de clase, holurile, dacă s-au verificat și reparate unde au fost cazuri, coșurile de fum, gheaburile, grupurile sanitare și în magazinile de lemn, dacă s-a întreținut curățenie exterioară prin cosit, tundere, gardul, măturat, etc. S-a asigurat tot parcursul anului trecut transportul școlar al elevilor între instituții locale, tățile comune, dispunând la ora actuală de două microbuze. S-a monitorizat asigurarea aprovizionării cu lemnii pentru încălzirea tuturor școlilor și am acordat sprijin ușor și ajutorul de câte ori a fost solicitat de director între noi, existând o bună colaborare și cooperare. La momentul actual finalizăm procedura de atribuire a contractului de execuție a lucrării și vom începe efectiv lucrările pentru construirea unei grădinițe noi cu programul normal lângă școala Bâlca prin Programul Național de Dezvoltare Locală. Investiție ce se va realiza cu fonduri guvernamentale și cofinanțare de la bugetul local. Anul trecut s-a depus solicitarea de finanțare pentru realizarea unui grup sanitar modern la școala Cuțărănești. Lucruri ceruși de normele sanitare în vigoare, dar nu s-a obținut finanțarea acest proiect rămânând o prioritate și în acest an de activitate. După cum bine știți, vedeți și pe mass media că se discută un program național privind realizarea de grupuri sanitare la nivelul școlilor, de baraja, din toată țara. Cu ocazia sărbătorilor de iarnă, în cadrul sărbătorilor de sfârșit de trimestru, s-au achiziționat și împărțit pachete cu dulci tuturor elevilor comună. Cabine culturale. Comuna Cuțărănești are 4 cabine culturale și toate statele componente, iar în toate statele componente, iar în decursul anului 2007 s-au făcut mici reparații, unde au fost nevoie, s-a făcut curățenie și în curțile interioare și s-a reparat gardurile. Cabine culturale Cuțărănești este renovat în totalitate, în momentan nu mai necesită o investiție, doar mici lucrări de întreținere. În acest cămin vrem să introducem aer condiționat care să asigure un aer respirabil cu ocazia evenimentului și se desfășoară în acest spațiu. Construirea bucătăriei care va face legătura între cămin cultural și primărie va fi utilă pentru evenimentele desfășurate în cămin, nunți, cumetrii, etc. Vrem să identificăm surse de finanțare guvernamentale sau europene când au existat lucrări de consolidare, reparații interioare, exterioare și construire veritoare căminul cultural Bâlca și el fiind dotat cu ușă ferestre termopan. Pentru căminul cultural Tămășoaia avem proiect pentru consolidare și renovarea lui, rămânând să identificăm sursa pentru fondurile necesare.
Camera culturală Borșan este renovat complet, nu mai există investiții în iată. Biblioteca de Dumnezeu cu Ciocrâș dispune de cărți din diverse domenii, de care tocmai cetățenii pot încerca și a beneficiat de programul Bionet, ce permite accesul publicului la informații pe internet. Cetățenii comuni pot utiliza gratuit computerele primite pentru acces la internet, în intermediul căruia se caută informații necesare, să se informeze sau să vorbească cu rudele plecate din localitate. La cașele de cult din comună puteam afirma că în mare parte lucrările de construcție și modernizare a caselor parohiale, caselor clavicale și a bisericii s-au încheiat de acum încolo, necesând doar lucrări de întreținere. Anul trecut s-a finalizat cu forțe proprii lucrările ce asigură apă la biserica din satul Bârca și la cetățenii pe drumul de acces la biserică. Tot anul trecut s-a întocmit schițele cadastrare în vederea eliberării titlurilor proprietare pe terenul ce aparțin bisericilor din comună. La Biserica Coțumăniști, în acest an, vrem să renovăm fațada și să reparăm aleile pietonale cu fonduri din bugetul local. La drumurile comunale, cum știți, asfaltarea drumurilor din satul Borșan și Coțumăniști, primul proiect modernizare, drum comunal de C117A și drumul local de Comuna Coțumăniști. Bugetul Bacău, lucrare finalizată și foarte necesară, comunii a necesitat și cofinanțare substanțială de la bugetul local, noi fiind nevoiți să apelăm la un împrumut bancar, al căror rate le-am achitat la terminul cadentei ale anului trecut, de am achitat și anul acesta și în continuare. Pentru asfaltarea drumului din satul Tămâșaia s-a depus anul trecut documentele la mederea PFE. Proiectul a fost acceptat la finanțare și anul acesta vom semna contractul de finanțare, urmând ca ulterior să organizăm licitația și să începem efectiv realizarea lucrării. La podurile și podețele în comună s-au efectuat lucrări de întreținere și mici reparații, urmând care acest an să întocmim documentații, studii tehnice în vederea autorizării de către APRED România, două poduri de pe teritoriul comun conform cu legislația în vigoare și cum s-a stabilit va aștere. Anul trecut s-a început elaborarea SF-ului pentru construirea unui pod nou peste râul Bârca, care după finalizarea va fi depus spre finanțare pe fonduri europene sau guvernamentale. În decursul anului 2017, drumurile încă neasfaltate, din comuna acolo unde a fost necesar, s-a balasat, s-a finisat cu autogredul lucrările necesare în urma iernii și a ploilor din anul anterior. Vrem să întocmim studii de pedagogitate pentru toate drumurile locale rămase neasfaltate în satele Coțumăniști, Bârca și Borșan, care să încercăm să obținem finanțare și pentru aceste lucrare. Dar dacă asfaltăm drumul de la Tămășoaia și toate drumurile locale din celelalte sate componente, putem să fim mulțumiți și mândri că am reușit să asfaltăm toată comuna, deci numai drumurile principale și ulițele adiacente. În acesta am vrut să obținem aprobare pentru nomenclatorul stradal al comunii și să comandăm și să montăm plătuțele cu numele străzilor din satele componente ale comunei. În ceea ce privește circulația pe domeniul public, în condițiile ideale, putem spune că s-a desfășurat în condiții optime, doar ce s-a asigurat din timp materialul antiderapant necesar și avem încheiat contract cu o firmă de dezăpezire pentru intervenția cu trei utilaje, dar până la momentul actual iarna a fost blândă și nu a fost necesară această intervenție. În ceea ce privește iluminatul public, pe partea anului 2007 s-a urmărit înlocuirea lămpilor arse de la iluminatul public, astfel încât toate străzile și străducele în state compunere ale comunei Coțumăniști să fie iluminate. Corespunzător să poată circula cu siguranță pe drumurile publice la perioada sărbătorilor de iarnă. S-a realizat iluminatul festiv al comunei pentru un aspect plăcut de sărbătoare. Dacă identificăm fondurile necesare, dorim să începem extinderea rețelei de distribuție electrică din satul Tămășoaia cu aproximativ un kilometru pentru consumatorii casnic și iluminatul public. S-a verificat funcționarea distribuției din comună necesară pentru anunțarea și alarmarea locuitorilor în caz de pericole, calamități, dezastre, etc. Nici în acest an nu s-a renunțat la iluminatul public pentru realizarea de economii, considerând că circulația în condiții de siguranță de drumurile publice a cetățenilor comune este mai importantă. Alimentarea cu apă și canalizare. În ceea ce privește sistemul de alimentare cu apă și canalizare în satul Borșan, în ceea ce privește sistemul de alimentare cu apă din satul Borșan, acesta a fost predat către Compania Regională de Apă Bacău, care asigură bună funcționarea acestora și încasează contravaloarea apei furnizate la abonați. În 2017 s-a obținut autorizația funcționare de la Apele Române și o nouă autorizație de autorizație funcțională pe România și o nouă autorizație de funcționare de Direcția de Sănătate Publică pentru sistemul de alimentare cu apă localităților Coțumănești și Bârca. S-a intervenit prompt ori de câte ori a fost nevoie, s-a evit cu avarii și s-a asigurat clorul necesar pentru dezinfecția apei furnizate cetățenilor. Până la momentul actual, sunt un număr de 857 de gospodării branșate la sistemul de apă, citirea controlului efectuându-se de două ori pe an.
primăvară și toamnă. Anul acesta am extins alimentarea cu apă și la biserica din satul Bârca. Tot în anul 2017 s-a finalizat execuția sistemului de alimentare cu apă din satul Tămășoaia, s-a achiziționat și montat stații de cloninare, s-a făcut extinderea rețelei de iluminat necesare asigurării iluminatului în zona rezervorului și funcționării stației de cloninare deja. Și deja sunt un număr de 61 de cetățeni înrașați la sistem. În acest an, împreună cu ADIP și CRAB, vom continua colaborarea, elaborarea documentației tehnice pentru realizarea canalizării în satele Cotrufănești, Bârca și Borșan. S-a identificat amplasamentul viitoare stații de epurare. La momentul actual se efectuează cadastru pentru acesta, urmând să fie de achiziționat de primărie și să fie pus la dispoziție investitorul care va realiza fonduri europene canalizare și epurarea apelor uzate din comună. Activități de pășune, comuna Cotrufănești dețin în suprafața aproximativ 560 hectare pășune, stabilită în urma inventarierii terenurilor comune, ce servește ca hrană pentru animalele, pentru speciile ovine, caprini și bovine, cabene. Pentru această suprafață, cetățenii comunei deținători de animale au participat anul acesta la licitația de, organizată pentru închirierea pașterilor și au adjudicat suprafețe de pășune în funcție de numărul de animale deținute și înregistrate în RNE. Cei ce au închiriat pașterilor stau obligați să se implementeze amenajamentul pastoral pe suprafețe închiriate în vederea relocației pașterilor comune. În fiecare an se va relua procedura de licitație pentru suprafețele pașterilor disponibile sau care au devenit disponibile în urma rezilierii contractului actual. Este necesar și efectuarea cadastrului la paștea comunală, operațiune de îndurată ce se va efectua cu program național de cadastrare. De cadastru. Pășunea comunală dispune de suprafețe împădurite cu cafac, carpen, stejar și arim, însă în anul 2017 nu s-a respectat nicio cantitate de material nou, deci nu sunt rezistate venituri din această sursă. Alte activități, pe lângă toate celelalte activități, au mai fost. Au început cu fondul urbane lucrarea de înregistrare sistematică în sectoare cadastrale a imobilor din stadionul comun Cotrufănești. Lucrarea ce va continua și în anul următor. S-a efectuat analizele privind calitatea apei pentru fântânile aflate în domeniul public al comunei. Contract ce se reînnoiește anual. În primăvară s-au curățat și s-au asupat blocurile de gunoi, s-au toaletat și vărui pomii pe marginea de N11A de un capăt la altul al comunei și s-a asigurat efectuarea curățenii și menținerea acestea pe toată, în toată comuna. Pe tot parcursul anului, de asemenea, s-au întreținut toate obiectivele și instituțiile din cadrul comunei. Reparat stații de autobuz, garduri, bănuți, leagăne, vitanjare, fose, septice, instituții, etc. S-a asigurat permanența marinilor de către ori acum nevoie, o necesar să intervenim la incendiile de pe raza comunei, singur s-au împreună cu pompierii din adjut. Cu ocazia sărbătorilor de iarnă s-au trimis felicitări familiei din comună din partea instituției primăriei ca un semn de respect față de cetățenii comunei. Anul acesta vom realiza întocmirea pugului fără avizări. Anul acesta vom finaliza întocmirea pugului, faza avizării, autorizării și aprobării cu fonduri de la bugetul local. Lucrarea extrem de necesară. Se va achiziționa cu fonduri europene un bulbul escalator dotat cu diverse cupe la mine, zăpadă, freză de iarmă. Realizarea îndiguirii pârâului bulbă cu gabioane acolo unde este necesar. Se are în vedere achiziționarea de mobilier stradal și pentru parcuri. Menționând cu toate aceste achiziții, proiecte și obiective de investiții s-au fost au necesitat și vor necesita în continuare multă muncă și fonduri foarte mari. Noi urmărim în permanență fonduri guvernamentale și europene care apar pentru a le putea accesa și împreună cu fondurile bugetului local să reușim să terminăm investițiile începute și să inițiem mereu investiții noi necesare comunei Cotrufănești și cetățenilor acestea. Disciplina în construcție. Primar pentru structura specialitate reprezintă prin responsabilul cu urbanismul și amenajarea acelor unitate de aparatul cropului, asigură elaborarea proiecte și strategii de dezvoltare urbană și teritorială, asigură elaborarea planului urbanistice locale, emite acte de autoritate locale, respectiv certificate de urbanism și autorizații de construire și acționează pentru respectare și punerea în practică a prevederilor documentațiilor de urbanism. Activitatea amenajare de structuri de urbanism trebuie să se desfășoare cu respectarea autonomiei locale, pe baza principiului parteneriatului, transparenței, descentralizării serviciilor publice, participarea populației în procesul de lucrare, de luare deciziilor, precum și al dezbaterii durabile a localităților respective. Realizarea construcțiilor se realizează în baza legii 50/1991 cu modificările și completările ulterioare. Autorizația de construcție este actul final de autorizare a administrației publice locale, pe baza căreia este permisă executarea lucrărilor de construcție corespunzător măsurile prevăzute de lege referitoare la amplasare și concepe de realizare și structurile puse la realizare. În anul 2017, ca să nu mă mai bag în prea multe chestiuni
tehnice de lege, la nivelul comunităților urbanistice sau eliberat. 6 certificate de urbanism, din care un certificat de urbanism pentru autorizarea construcțiilor de construire la investițiile, la investițiile realizate în comună, 2 certificate de urbanism pentru operațiuni notariale, un certificat de urbanism pentru obținerea autorizației de desfințare a unei construcții, 2 certificate pentru autorizarea lucrărilor de construire pentru construcții locuinți tip P. S-a eliberat o autorizație de construire de sfințare, autorizație de construire pentru lucrări de construire biserică pentru postală în sat Bâlca. La emiterea de perfecționare a acestei documente s-a avut în vedere respectarea regulamentului general local de urbanism și planul urbanistic general al comunei. Referitor la lucrarea de reactualizare a planului urbanistic general al comunei, vă informez că atât partea scrisă cât și partea desenată au fost realizate, iar avizele au obținut favorabile, făcând excepție avizul la drumul național, unde a fost încheiat contract de prestări servicii cu o firmă pentru tocmirea documentației ce va fi depusă pentru obținerea avizului, urmând apoi ca lucrarea să fie prezentată în ședință de avizare a Comisiei Tehnice de Urbanism a Consiliului Județean Bacău pentru avizare și apoi se va aproba de către Consiliul Local Cotroceni și devine lege fundamentală a comunei în activitatea de urbanism și amenizare a teritoriului. Informăm Consiliul Local că serviciul de urbanism din cadrul primăriei transmite lunar și trimestrial situație și stadiul construcțiilor de pe raza comunei la Inspectoratul de Stat de Construcție a Județului Bacău și de la Direcția Urbanism și Amenajare a Teritoriului din cadrul Consiliului Județean Bacău, precum și la Institutul Național de Statistică. Activitatea pe linie de asistență socială. Un alt obiectiv care a stat la centrul preocupării organului executiv a fost și rezolvarea tuturor problemelor pe linie de protecție sociale și asistență sociale sau evit la nivelul comunic o îndeplină concordanță cu prevederi legale sau care reglementează această activitate. În acest an au fost întocmite un număr de anchete sociale de 1306. Din care, la Comisia de Evaluare Complexă a Persoanelor Handicapate, 10 anchete psihosociale pentru copiii aflați în instituții ale statului, reevaluare copii și dizabilități, Comisia pentru Protecția Copilului 54, anchete sociale pentru acordarea ajutor social 713, anchete sociale pentru alocații susținere 560, judecătorie 22, 17 anchete sociale pentru acordarea bursei bani de liceu. Activitatea de protecție copilului s-a desfășurat în contextul respectării cadrului codului familiei și a legii numărul 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului. Pentru copii aflați în situații de risc sunt întocmite plan de serviciu unde se urmărește situația familiei și a copilului sub raport social, educațional, medical, juridic și psihologic. O altă categorie care beneficia de protecție socială sunt persoanele aflate în grade de invaliditate. Aceste persoane datorită unui infirmități pe care le au sau diverse boli nu își pot realiza existența zilnică. Cadrul legislativ care reglementează aceste drepturi este legea numărul 448 de 2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, măsuri ce au ca scop prevenirea și atenuarea înlăturarea consecințelor profesionale economice și sociale ale handicapului. Prin depistarea activă și operativă a persoanelor cu handicap, asistență medicală și educație normală sau specială a persoanelor cu dizabilități, orientare școlară și profesională, calificare sau sprijinire în cadrul de muncă și integrarea socială a persoanelor cu handicap. Tot în cadrul asistenței sociale avem alocațiile de familie. În acest an au fost întocmite un număr de 78 de dosare alocații de stat, conform legii numărul 61/93. Alocații de susținere 56, indemnizații pentru creșterea copilului în vârstă de 2 ani și respectiv de ani pentru copilul cu handicap, conform de 448/2005, un număr de 3 dosare. Începând cu luna ianuarie 2017 au fost primite un număr de 50 de dosare etichete pentru grădiniță. Ajutoarele sociale se acordă persoanele cu familie ale căror venite sunt insuficiente pentru acoperirea nevoilor minime. Vă informăm că în perioada în care o analizăm, 1 ianuarie 2017, 31 decembrie 2017, a fost analizată un număr de 46 de cereri. Începând cu data 1 ianuarie 2007, a intrat în vigoare ordonanța de guvern numărul 107/2006, modificată și completată prin legea numărul 358/2008 privind acordarea ajutorului pentru încălzirea locuințelor persoane și familii alte decât cele beneficiare de ajutor social. Pentru sezonul rece, în noiembrie 2016, 31 martie 2017, au fost înregistrate 40 de cereri și s-au achitat 25.084 lei. În prezent, raport v-am prezentat doar o parte din formele de protecție și asistență socială cele mai semnificative. Activitatea pe linie stare civilă.
Și pe linie stratificie s-a acordat atenția cuvenită pentru deopționarea activității corespunzătoare în contextul respectării conținutului legii 111/96 al metodologiei de aplicare a acestor legi, precum și a prevederilor legii numărul 23/1999, mergem în modificare și conflictare unor dispoziții în codul familiei și în legea numărul 119/1996. În anul 2017 până la 31 decembrie au fost înregistrate acte și fapte de stare civilă, după cum urmează. 9 acte de naștere, ne referim la naștere care au avut loc la domiciliu și acte transmise și acte transcrise, pardon. 19 acte în căsătorie, 22 acte de deces. Au fost eliberate la cerere numărul 141 certificate de stare civilă, din care 42 certificate de naștere, 44 certificate de căsătorie și 55 certificate de deces. Mențiunile și comunicările de mențiune sunt operate la zi. Imprimantele de stare civilă și arhivele sunt de plină siguranță asigurate în fișele de identitate și locuitor. Până la această dată nu au fost înregistrate pierderi sau sustrageri de documente de stare civilă. Activitatea de stare civilă a fost verificată de organele de specialitate în cadrul Direcției Evidența Persoanelor Bacău în luna septembrie 2017, care a constatat și că au respectat prevederile legii care reglementează activitatea în acest domeniu. Situația financiară. Fiind o analiză asupra modului cum s-a încheiat activitatea financiară, contabilă la finele anului 2017, se prezintă astfel. Din registrele de rol unic, Consiliul Local Coțiuvănești reiesc că în anul 2017 au fost în evidență fiscală un număr de 3340 poziții de rol. La finul anului au fost lichidate 1949 poziții de rol, rămânând rămășiți 1391 poziții prin neplată unor impozite și taxe de către unii cetățeni și anume. Avem impozit pe clădiri, impozit pe teren intravilan persoane fizice, impozit pe teren extravilan persoane fizice, taxe, mijloace de transport persoane fizice, impozit clădiri persoane juridice, impozit pe teren persoane juridice, amenzi circulație, de circulație, amenzi la bugetul local, PSI-ul și iluminatul public, taxa de la salubrizare. În principiu, bugetul local se încheie cu cifra de 4.788.029 lei la partea de venituri și cu partea de 4.791.087 lei la partea de cheltuieli, creând un excedent la finele anului 2017 de 89.869 lei. Ca venituri, veniturile totale s-au compus din venituri proprii în sumă de 602.032 lei, venituri pentru echilibrare în sumă și venituri pentru echilibrare în sumă de 4.126.308 lei. Și acestea s-au compus din cote și sume debarcate, sume alocate, din cote debarcate, din cote, sume desfalcate, din taxa și așa de parte. Venituri din subvenție au fost în sumă de 52.689 de lei și venituri subvenție pentru ajutorul pentru de funcție este de 38.329 de lei. Suma privită la Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Generală, suma de 14.360 lei. Veniturile proprii au fost de 62.032 lei, iar cheltuielile s-au fost în valoare de 4.691.860 lei. Acum nu vă înșir toate cifrele pentru că nu aveți cum să le reține. Cheltuieli pentru autorități publice locale de sub în sumă de 1.994.359 lei, cheltuieli tranzacții prin datoria publică în sumă de 20.532 lei, cheltuieli ordine publică și siguranță națională, poliție locală în sumă de 155.151 lei, cheltuieli pentru învățământ în sumă de 2.140.036 lei, cheltuieli pentru cultură în sumă de 67.714 lei și cheltuieli pentru asistență socială în sumă de 417.848 lei. Cheltuieli pentru servicii de dezvoltare publică în sumă de 320.338 lei. Cheltuieli pentru protecția mediului în sumă de 132.155 lei și cheltuieli pentru drumuri în sumă de 1.153.996 lei. Din situația prezentată mai sus, deținem un lucru că toate cheltuielile în bugetul local s-au efectuat în mod judicios și corect conform legislației în vigoare. Ele au fost echilibrate și efectuate
Conform creditorul aprobat, nu ne-am înregistrat cu depășiri de credit, că nu sunt, credite nu s-au făcut deturnări de fonduri. Venituri proprii au fost realizate în procent de 93%, ceea ce spun cea foarte mult, ceea ce este din, și din situația prezentată mai sus, urmând ca în primele luni ale anului 2018 să facem totul pentru a lichida poziția de lor existente. Da. Raportul privind managementul situațiilor de urgență la nivelul comunicului comunic, asumarea responsabilităților de gestionare a situațiilor de urgență de către autoritate publică locală, previziunea și prevenirea situațiilor de urgență au determinat planificarea și desfășurarea următoarelor tipuri de activități. Activități de proces civil, activități de prevenire și stingerea incendiilor. Structurile implicate în gestionarea situațiilor de urgență au fost Comitetul Local pentru Situații de Urgență, Centrul Operativ pentru Situații de Urgență, Comandamentul Local Anti-Epizootic, Poliția Comunitară și Detașamentul de Intervenție la Inspectoratul pentru Situații de Urgență, Județul Vrancea, Formație Ajurii. Nu vă mai înșelez baza legală care s-au făcut hotărârile de guvern și toate ordinele care se dau pe această linie. Vreau să vă spun că la nivelul comunicului Suvănești figurăm cu un inspector pe linie de protecție civilă care se ocupă de toate aceste chestiuni și întocmește toate documentațiile necesare în caz de dezastre, în caz de calamități, în caz de alarmare a populației și toate planurile de evacuare și tot ceea ce este legat de situațiile de urgență. Până acum n-am avut și ferească Dumnezeu să nu avem nici de acum situații neplăcute pe acest caz. Noi suntem într-o continuă pregătire și chiar să punem un accent deosebit pe această latură de alarmare, de prevenirea populației sau de prevenirea unor catastrofe sau știu de intervenție. Nu poți să previi un cutremur, nu poți să previi o alunecare de teren și așa mai departe. Decât în timp, cu alunecare de teren poate da prin consolidări de maluri prin plantări de puieți. Raport prin activitatea compartimentului în cadrul registrului agricol. Activitatea compartimentului în cadrul primăriei Coțumărești pe anul calendaristic 2017 a constatat îndeplinirea tuturor obligațiilor serviciu ce revin prin fișa postului pentru fiecare angajat. Colaborare permanentă în cadrul compartimentului, cât și cu celelalte compartimente în cadrul primăriei, a făcut ca la final de an să tragem concluzia că eforturile au meritat atâta vreme cât diferitele probleme ale cetățenilor au fost soluționate cu respectarea legilor. La fel, activitatea de cadastru s-a axat pe realizarea unei baze de date privind măsurătorile pe tablare, categoriile de folosință, numărul de topografie, așa încât să se poată face corelație cu baza de date la NCP. Ori de câte ori sunt cele de parte cetățenilor privind eliberarea de adeverință, copii, planul, cadastrare în vederea intabulării. S-a finalizat lucrările de înregistrare și sistematică demarate de OAT Coțofănești la nivel de sectoare cadastrale extravagant Tarla Cabina 39 și Tarla Cot 28 prin Programul Național de Cadastru și Carte Socială pentru un număr de 134 de imobile. Adică imobile se numesc și suprafețele de tarlare. Adică proprietățile pe care le dețin oamenii. Programul Național de Cadastru și Carte Funcțională pentru așa. Extracția de carte funcțională pentru aceste două tablele a fost înmânate cetățenilor în proporție de 95%, iar pentru diferența de 5% vor transmite prin poștă. Tot Programul Național de Cadastru și Carte Funcțională a încheiat un contract de durată de 2 ani, 2017-2019, pentru înscrierea sistematică a unui număr de 500 de imobile aferente tarlarilor Colac, Pâncească 2, Pâncească 1, Inărie, Livada, Livada Dumnezeu, Paris. Nemulțumitor este faptul că nu toată lumea înțelege faptul că această lucrare este foarte importantă, este gratuită și nu necesită niciun efort din partea proprietarilor, ci doar de a prezenta actele de proprietate în timp util. Avem probleme pe această latură. Se continuă verificarea dosarului depus la legea fondului funciar și aici o să vă spun în mare. Noi, în ceea ce privește aplicarea legilor fondului funciar, suntem în proporție de 97%, chiar 98% dusă la îndeplinire. Mai avem câteva cazuri punctuale cu anumiți cetățeni care nu ne înțelegem, solicită suprafețe mai mari decât ar fi avut sau solicită suprafețe mai mari decât documentele doveditoare care să dovedească că le-au avut. De exemplu, vine cu act din 36 de la Arhivele Naționale. Vă dau un exemplu. Și
în registru din 51, știți că sunt acele registre agricole, 1949-51, dar cel mai elocvent este 59-62, cu intrare în CEAP-ul. Pe parcurs din 36, ei nu apar nici în registrul din 49-51, nici din cel în 51-55, când mai apare unul, nici în cel din 59-62. Sau vă mai dau un exemplu. Nu apar la naționalizarea din 48. Că cei care cer acum sunt cei care cer suprafețe mari. Bă, nene, dacă ai avut un 36, nu ai registru agricol. Înseamnă că trebuie să ai un act prin care ți se dea luat în 48 la naționalizare. Când s-a naționalizat principalele mijloace producție și inclusiv și hectarele de teren. Deci nu apare nici acolo. Și aici sunt toate. În cadrul, aici toate problemele, dar noi suntem în proces, o parte cu ei sunt procese în instanță, o parte sunt în pronunțarea Comisia Județeană, o parte pe la guvern, o să vedem ce să iasă. Mulți din ei cer, și ei sunt conștienți, că habar n-au nici terenul ăla, că îi întrebă, domnule, ai terenul, dar unde e? Păi Lunca Trotuș, Lunca Trotuș zice, bă, la Căstenină, la Urechești. Unde anume? Păi trecea și Trotușul. Bun, în ce punct trecea Trotușul? Nu știu. Pentru că s-a transmis din generație în generație, dar chestia că nu mai există o transmisibilitate scrisă, adică nu mai există o continuare scrisă. Despre asta e vorba. Biblioteca Comunală Gheorghe Dumitrescu, asta este biblioteca care funcționează în cadrul Căminului Cultural. Am vorbit la început de material despre această bibliotecă, care este, este dotată cu 4 calculatoare, cu o imprimantă, cu un scanner, cu un fotocalculator, cu un proiector, cu un ecran de proiecție. De asemenea, avem un program național numit Biblionetul, care e lumea în biblioteca mea, așa se numește, și avem un număr de volum de cărți undeva la 2725 de cărți de beletristică, 430 literatură pentru copii, iar diferența fiind de carte diversificată. Deci, biblioteca funcționează, domnul Mocanu, care nu este bibliotecară, binevenit la aceste lucruri, are și al registrul agricol pe perioada asta și are și arhiva. Deci are mult mai multe. Acum o să trecem la instituțiile publice pe raza comunei și văd că a venit, văd că e un scris mai alt, păperiți la ochelari, nu păperiți, dar cam șters imprimantă, nu se vede. O să încerc să citesc cât mai repede. Având în vedere invitații dumneavoastră, dar aici văd că se vede mai bine. Da, în sfârșit. Postul de poliție poțovănești desfășoară activitatea în baza legii nr. 218-2001 pe 2002 și este o subunitate specialitate în structura inspectorală de poliție în județul Bacău, care avea raza de competență a comunii poțovănești pe lângă celelalte activități date în competență, în conformitate cu prevederea articolului 22.2 din legea 28-2002, aplică măsuri de menținere a ordinii și liniștii publice, asiguranță cetățenilor, de prevenire și combaterea fenomenului infracționar, de identificare și contracararea acțiunilor de elementelor care atentează la viața, libertatea, sănătatea, integritatea persoanelor al proprietății private și publice pentru care, precum și altor interese legitime al comunității. În acest context, postul poliției poțovănești, serviciul public specializat, ce acționează în interesul persoanei și la comunității, instituții sau exclusiv pe baza și în executarea legii, având ca principii directoare respectarea drepturilor și libertăților fundamentale al omului, legalității, confidențialității, echidistanței, proporționalității, transparenței, apropierii de comunitate, responsabilității în exercitarea autorității polițienească, cooperării și utilități sociale. Pentru anul 2007 și conducerea de pe Jebacom, prin planul de activități anuale, a stabilit o serie de obiective ce trebuiau avute în vedere la nivelul tuturor subunităților din structura sa. Obiectivele au fost preluate și la nivelul subunităților noastre desfășurate în activități după cum urmează. Obiectivul general numărul 1, creșterea gradului de siguranță și protecție pentru cetățenii, protejarea persoanei și a patrimoniului, siguranța stradală și rutieră. Acesta prin dezvoltarea unei politici coerente în domeniul prevenirii criminalității și promovării rolului activ al comunității și a cetățeanului în asigurarea climatului, ordine și siguranță publică. Creșterea calității serviciului de ordine și siguranță publică în beneficiu cetățeanului. Creșterea capacității de intervenție a structurilor în domeniul ordine și siguranță publică. Creșterea nivelului de siguranță rutieră. Asigurarea protecției patrimoniului cultural și național și a ecosistemelor naturale naționale. Eficientizarea activității de combatere a infracțiunii contra persoanei, a patrimoniului, precum și a regimului armei, municiu și substanțelor periculoase. Obiectiv numărul
2, restructurarea grupurilor infracționare, identificarea și destructurarea grupurilor și grupurilor infracționare, dezvoltarea contribuției poliției în cadrul agențiilor europene cu atribuții în domeniul combaterii criminalității, în vederea creșterii capacității operaționale pentru combaterea criminalității grave. Obiectivul numărul 3, asigurarea climatului de legalitate a mediului de afaceri în care se urmărește combaterea evaziunii fiscale, contrabandei, corupției, contrafacerii de mărfuri, a prevenirii infracțiunii din domeniul achizițiilor publice și îmbunătățirea modului de acțiune pe această linie. Obiectivul numărul 4, asigurarea resurselor informaționale în scopul dezvoltării și menținerii capacității operaționale și la subunități. Prevenirea și combaterea criminalității. Siguranța cetățenilor și prevenirea combaterii și criminalitatea constituă o prioritate pentru cadrele subunității, iar această activitate s-a desfășurat pe două paliere, respectiv activități educaționale preventive și activități operative preventive. În acest context, activitatea preventivă desfășurată 2007 s-a axat în primul rând pentru îndeplinirea țintelor stabilite prin programele prioritate și pentru îndeplinirea indicatorilor specifici și raportat la situația operativă necesară la nivelul localității. În cadrul activității educaționale preventive, cadrele postului poliției în cursul anului 2007 au desfășurat activități educaționale preventive în cadrul unei campanii inițiate de către IPJ Bacău, respectiv o săptămână școală al crești și sărbători în siguranță. În cursul anului 2007 se organizează desfășurarea comunei de 6 ședințe de popularizare a legislației și instruire cu măsuri de autoprotecție tematică a acestor constituite în infracționalitatea înregistrată la nivel local în cursul anului 2016-2017, urmărind să fie abordată prevenirea delinvenței juvenile și victimizării minorilor. Totodată a fost întocmit de un număr de 6 informări către instituțiile locale cu privire la situația de risc, au fost publicate 5 articole cu activități prevenire de la televiziunea locală, din cablu și o serie de măsuri de autoprotecție a cetățenilor. Managementul integrat al ordinii și siguranței publice. Activitatea menține ordine și liniște a fost desfășurat în comun cu lucrători în cadrul secțiunii 90 poliție rurale, posturile de poliție limitrofe, în ceea ce privește activitățile care ajută de desfășurate în sistemul integrat din anul 2007 și s-au materializat prin efectuarea a 223 patrulări intercomunale și comunale, tot în cadrul activităților de trăire în comun, se pot exemplifica activități prin care s-a participat la asigurarea unui climat de siguranță publică cu ocazia sărbătorilor religioase de Paște, de Sfântul Dumitru, sărbătorilor de Crăciun, Anul Nou, manifestărilor sportive, culturale și de comemorare Ziua Eroilor, Ziua Unirii. Din datele prezentate rezultă că în anul 2007 datorită fluctuației cadrelor și a numărului redus de cadre și anul redus de cadre la nivelul secțiunii 10, Poliției Rurale Ștefan cel Mare nu s-a reușit decât constituirea unei medii de o patrulă, pe schimb fapt insuficient pentru a putea asigura într-un mod corespunzător întreg teritoriul al localității, ținând cont de faptul că la nivelul comunei coțovănești există o comunitate mare de cetățeni de etnie romă, iar cei mai mulți dintre autorii de fapte antisociale sunt comise de persoane din cadrul acestei comunități. Siguranța traficului rutier, încă în anul 2017, a desfășurat un număr 21 de acțiuni în trafic de colaborare, în colaborare cu lucrători de la alte posturi de poliție, focalizarea pe tipurile de abatere și categorii de participanți care au produs cel mai frecvent accidente rutiere. Cu ocazia acestor acțiuni au fost constatate 16 infracțiuni flagrante, au aplicat un număr de 65 acțiuni contravenționale și au reținut în vederea suspendării un număr de un permis conducere și pentru diferite abateri, cele certificate de matriculare și un set de numere matriculare. La nivelul evenimentului urgent am registrat 4 accidente din care au rezultat doar 4 de materiale nefiind registrate accidente din care se rezultă morți sau răniți grav. Evoluția situației operative realizată la nivelul localității în anul 2017, infracționalitatea sesizată a avut un trend descendent față de perioada similară anul 2016, scăzând cu 20 de fapte, respectiv de la 136, faptele sesizate în anul 2016 la 116, fapte sesizate în anul 2017. De asemenea, infracționalitatea în care autorii sunt necunoscuți sau registrați, de asemenea, o scădere la 23 de fapte, respectiv la 23 de fapte de la 56 de fapte cu aneuri. La 3.7.2017, da. În ceea ce privește infracționalitatea stradală, am registrat 16 astfel de infracțiuni în anul 2017 la regimul circulației pe drumurile publice. Referitor la prevenire și combaterea
compare menținerea supranțelor de infracțiune contra patrimoniului din situația operativă înregistrată în 2017 rezultă o scădere cu 8 infracțiuni al acestui gen de infracțiuni, respectiv de la 39 infracțiuni în 2016 la 31 în 2017. Acestea regăsind în majoritatea infracțiunilor de furt, respectiv furtul în locuințe 17, furtul de pom, furt de fier 6, furtul de animale 2, alte furturi. Cele mai multe infracțiuni de cele s-au comis pe razele cu țăpăniști bulcani, preponderist în cetățenii de etnie romă. Principalele cauze au care au trebuit la comiterea infracțiunilor au fost lipsa surselor legale de existența comportamentului deviant, consumul de alcool, conflictul spontan, stărilor conflictoare, carențe în educație. Pe linia prevenirii și combaterii delictelor silvice au fost constatate un număr de 10 infracțiuni silvice, fiind soluționate 7, existând la locul, în lucrul asurționului 3, un sfert de infracțiuni silvice, fiind soluționate 7, existând la locul A, l-am repetat. În aceeași perioadă, lucrătorul postului în colaborare cu lucrătorii IPJ Bacău, serviciul AEPSP, au constatat o infracțiune flagrantă prin nerespectarea regimului armelor și munițiilor pe raza satului Tămășoaia, confiscând un pistol marca Gamo, neletal de calibru 4,5 mm, care urma să fie comercializat de către persoane în acest sat. În perioada analizată, lucrătorul postului a aplicat un număr de 182 sancțiuni contravenționale la diferite acte normative, cele mai mult fiind aplicate la legea 61 pe 91 și 14 alte acte normative. 91, primim menține ordine și niște mai. 91 la regimul rutier 65, la regimul civil 14, la alte acte normative 12, valoarea acestea fiind de 55.675 lei. A fost confiscată cantitatea de 3,62 metri cub chelestea rășinoasă în valoare de 1.800 de celești, cantitatea de 44,80 metri cub de lucru rășinoasă în valoare de 8.064 lei, care a fost prezată structurilor silvice. Riscuri și priorități pentru perioada anului 2000, riscurile identificate. Aceste schimbările socioeconomice din ultimul an, imposibilitatea acoperirii corespunzătoare a dispozitivului de siguranță publică și cam acestea ar fi. Având în vedere faptul că obiectivul nostru general pentru anul 2018 se constituie creșterea siguranței cetățenilor, protejarea persoanei și a patrimoniului, siguranță stradală și locuială, putem să asigurăm consiliul local cu privire la faptul că lucrătorii de subunității noastre sunt motivați în continuare să depună toate eforturile pentru contribuția la asigurarea unui climat de siguranță în spațiu public, la reducerea riscurilor la care sunt expuși locuitorii comuni, precum și ameliorarea comportamentului rutier în favoarea respectării normelor de trafic. Ceea ce vreau să remarc, faptul că în ultima perioadă, cel puțin în 2017, cu adevărat, au scăzut în mod vizibil. S-au scăzut în mod vizibil starea infracțională pe raza comunii, nu mai având atâtea spargeri, atâtea furturi și atâtea, știu eu, târhării și așa mai departe. Deci chiar e o activitate care putem să o remarcăm ca o bilă pozitivă, să zic așa, o bilă bilavă. Raportul prin starea învățământului, întreaga activitate instructivă de către școală gimnazială cu Coțuvănești și structurile sale se desfășoară sub cerințele educației naționale, legea numărul 1 din 501-2011 și metodologiilor de aplicare a legii educației naționale, regulamentul de organizare și funcționarea unităților de învățământ preuniversal, ordinul 571 și a recomandărilor venite din partea Inspectoratului Școlar al Județului Bacău și Administrației Publice Locale. La punctul 1, resurse umane, se poate afirma că a fost asigurată eficientizarea resurselor umane prin repartizarea de personal didactic calificat titular la majoritatea disciplinelor. Astfel, încadrarea cu personal didactic este următoarea. Educatare 5, din care 2 în curs de calificare, 1 definitivat, 1 gradul 1, 1 pensionar. Învățător 12, din care 1 curs de calificare, 1 debutant, 2 definitivat, 2 gradul 2, 5 gradul 1, 1 pensionar. Profesor 16, din care 1 debutant, 7 definitivat, 2 gradul 2, 5 gradul 1 și 1 necalificat. Încadrare cu personal didactic, secretar bibliotecar în urmă, contabil 0,5 norme. Încadrare cu personal nedidactic, școala primară Coțofănești 0,75 norme îngrijitor, școala primară Bârca 0,75 norme îngrijitor, școala gimnazială Coțofănești 2 norme îngrijitor, 2 norme fochiste, 1 norme muncitor calificat, 1 norme șofer auto. S-a realizat schema de încadrare, s-a realizat încadrare personal didactic, s-a popularizat metodologia mișcării personal didactic, s-a monitorizat mișcarea elevilor cu respectarea legislației, s-a asigurat
asigurat derularea în bună condiție a programelor de vizite școlare, gravide, de con și lapte. S-a asigurat negocierea soluționarea tuturor situațiilor care putea genera conflicte, acestea fiind soluționate în interesul nivel. Curriculum. Pentru implementarea curriculum național, confruntat cu planul de cadru, programul școlar, curriculum la decizia școlii, s-au asigurat programele școlare și mandatele manuale necesare, s-a verificat și avizat planificării, s-a asigurat planul managerial anual și semestrial, s-a asigurat funcționarea comisiilor și catedrelor în școală, s-a monitorizat activitatea extracurriculară, s-a asigurat bună desfășurarea evaluării naționale a elevilor de clasa a 8-a în școală, precum și evaluări naționale clasele a 2-a, a 4-a și a 6-a. S-a monitorizat completarea corectă la timp al documentelor școlare, s-a asigurat activarea și spațiul documentelor școlare, s-a asigurat desfășurarea activităților meritorice a inspecțiilor pentru obținerea gradului didactic. S-a realizat fișa postului pentru tot personalul școlii, s-au asigurat consultații în problemele de curriculum, s-a asigurat desfășurarea conform tematicii a graficului existent și activităților extracurriculare. În luna iunie am încheiat anul școlar cu următoare rezultate. Elevi înscriși 236, promovați 238, elevi înscriși 236, elevi rămași înscriși la sfârșitul anului 238, elevi promovați 227, rata de promovare 95%, elevi cu situație școlară neîncheiată, abandon 11, elevi repetenți 0. Elevi înscriși în clasele 5-8-85, rămași la sfârșitul anului 180, elevi promovați 130, rata de promovare 72%, elevi cu situație școlară neîncheiată, abandon 15, elevi repetenți 35. Trebuie ridicat un semnal de alarmă în scăderea populației școlară la nivelul comunei, dar mai ales în satele Borșani și Coțul Făneni. Astfel, în satul Borșani, începutul 3 septembrie 2015, a funcționat doar grădiniță cu program normal. Borșani și o grupă de 16 copii, școala fiind comasată la școală gimnazială Coțul Fănești. În satele Bâlca și Tămășoare sunt copii, dar nu avem spațiu suficient să-l de clasă. Mai puțin la Bâlca, dar. Ca puncte slabe în activitatea noastră, enumerăm absenteismul și abandonul școlar, în primul rând al elevilor rom, acest fapt realizându-se în rândul elevilor din clasele 1-4, școala primară Bâlca și a elevilor în clasele 5-8 și școala gimnazială cu Zăbănești. Rezultatele evaluării naționale. La evaluarea națională la începutul anului școlar 2017 au promovat și au fost scriși la examenul de evaluare națională 28 de elevi, adică 56%. Prezența elevilor examen 18 elevi, 64,28%, rezultatele fiind de promovare 22,22%. Notele sub 5 le considerăm rezultate slabe. Din cei 28 de elevi care au promovat clasa 8-a, 7 s-au înscris la liceu, 14 s-au înscris la profesională, iar 7 au refuzat părinții să înscrie la unitatea de învățământ. Aici enumără, domnul director, motivele. Resursele financiare alea. Elaborat împreună cu Departamentul Financiar Contabil al Primăriei, proiectul de buget al unității școlare, m-am preocupat de asigurarea a condițiilor conform necesare de desfășurarea activității didactice, m-am preocupat de derularea în condiții corecte și la termina programelor de dotare a unităților școlare în materiale sportive către cărți către bibliotecă. M-am preocupat de dizinarea spațiului școlare, m-am preocupat de asigurarea lemnului de foc pentru toate unitățile școlare. În lunile iulie au fost realizate lucrări de reparații curente și igienizare în proporție de 100%. La toate școlile pe raza comună, activitățile școlare și extrașcolare s-au desfășurat în mod deosebit la orele de consiliere prin diverse activități, cum ar fi omagerea unor oameni de cultură, comemorări, programe artistice în cadrul fondului de Crăciun, zilei de martie, ziua eroilor, zi copilului. Elevii Coșocaru Dragoș, Matei, George, Adelin și Priscaru Cosmin au participat la faza națională concurs național Comper Matematică, iar elevii Matei, George, Adelin și Sidea Edi Florin au participat la faza națională concursul național Comper Limba și Literatura Română, unde au obținut rezultate foarte bune. În acest an școlar am organizat concursul de fotbal Cupa 1 iunie și în parteneriat cu mai multe instituții în județul Bacău. ISJ Bacău, DSJT Bacău, Primăria Coțul Făneni, Școala Gimnazială Căiuț, Urechești, Târgu Turtu, Școala numărul 1 cu Hoitus. Activități privind poșta internațională cu învățământul. Poșta română, știți foarte bine că desfășoară activitatea aici în sediu de lângă Primăria Comunii Coțul Făneni. Dumnealor au ca scop oferirea servicii și
expediarea de scrisori până la furnizarea unor servicii moderne, participarea activă la tranziția societății românești spre societatea bazată pe cunoștințe și pe aia. Și aici îi dau serviciile pe care le fac din lor. Mai avem o informare, domnul doctor a venit, n-a venit. Nu, nu. Dacă n-a venit, o să prezentăm, pentru că situația care... Dar nu cred că o să vină, că m-am găsit pe fel și o să puteți să ajungă neapărat la Onești, da. În jurul orei 11. O să prezentăm situația deodată, pentru că avem o problemă și cu... Domnul este pe zona noastră. De la 1 ianuarie, domnul nu e? Nu este. Eu am fost la Bacău, la direcția... Da, atunci o să discutăm, pentru că... Și a spus că el a depus cerere de demisie, începând cu ianuarie. Din societatea păi, respectivă care da. Era. Da? Doctor, deci am auzit și ceva. Și pe noi ne girează medicul veterinar Partene de la Urechești. Până când se desfășoară păi, licitația pentru ocuparea postului. În cazul ăsta nici nu mai prezint, pentru că va trebui să... Oricum, trebuie să veni și dumnealui, pentru că are o situație cam... Eu am fost la deservisia la 22 și mi-a spus că el de la 1 ianuarie nu mai este. A vorbit chiar cu doamna Vievă. Dar ne-am văzut pe aici zilele. Domnul director, el mai bine mai face tratamente, dar nu mai poate de la 1 ianuarie să nu vă mai adresați lui, pentru că nu vă poate elibera niciun document. Exact. Toate documentele o să le elibereze doctorul de la Urechești Partene. În situația asta mai sunt unii doctori din alte localități, să știți. Nu, numai doctorul Partene este avizat de Direcția Sanitar Veterinară să preia toate documentația și să deservească populația oficială. Eu am stat cu el dânsul și mi-a zis că ține locul până vine dânsul. Nu a predat nimic, nici... Da, da, da. El nu a predat nimic, dar vă spun sigur, eu am fost pe data de 22 la Direcția Agricolă. El nu mai poate elibera niciun document. Noi nu am fost informați în cadrul primăriei, nu ne-am informat nimic, nici de SJ-ul, nici domn doctor. Dumnealui nu v-a informat, dar vă spun sigur că eu am avut o ședință la Direcția Sanitară Veterinară pe data de 22. Și atunci m-au informat că domnul doctor Partene de la Urechești girează unitatea de telefonești și poate elibera și documente. Am înțeles. Bun, acum cu permisiunea dumneavoastră, acesta a fost materialul pe care vi l-am prezentat, mai puțin cel al medicului veterinar, o să vedem despre ce e vorba. O să dau citire pentru punctul 2, proiectul de hotărâre privind aprobarea obiectivului și dezvoltarea economiei sociale de mediu, și de mediu ale Comunei Coțovănești. Trimestrial, ori de câte ori o va impune, vom fi organizate adunări cetățenești pe sate privești care cetățenii comune vor fi informați de modul cum au fost duse la îndeplinire obiective propuse și totdeauna vor fi și totodată vor fi stabilite noi obiective pentru perioada următoare. Lunar, în cadrul ședinței Consiliului Local, se vor prezenta informații despre modul cum au fost soluționate de conducerea primăriei problemele ridicate de cetățeni, de scrisori și audiențe. Până la 30 martie 2018 se va acționa pentru încasarea debitelor de stanțe înregistrate la nivel comune, atât de la gospodăriile cetățenilor cât și la persoane juridice. Se va urmări, parcursul întregului an de atragere noi investiții pe raza Comunei Coțovănești pentru care are de noi locuri de muncă suplimentară bugetul local. 5. Se vor lua măsuri ca până la 30 noiembrie 2018 să se repare toate drumurile comunale și intersătești în limite fondurile prevăzute la acest capitol. 6. Se va demara lucrările de executare investiții asfalt, drum comunal, votă 16 acte mașoare pe programul guvernamental PNDL2. 7. Se va întocmi documentația tehnică și se va demara începerea lucrării puncte metalice pe canalul de trafic ușor în cartierul Dallas din statul Bâlca. 8. Se va întocmi SF și PTH pentru asfaltare drumul local în statele Coțovănești, Bâlca, Borșani și Tămășoaia, altele decât cele principale, adică ulicioarele. 9. Demararea întocmirii documentației tehnice SF și PTH pentru obținerea fondurilor europene guvernamentale pentru realizarea investiției alimentare cu gaze naturale a Comunei Coțovănești. Spusesem eu mai ceva că mă interesează lucrul ăsta. Acum asta e cu bătaie foarte lungă. 10. Se va acționa pentru demararea lucrării de investiții, canalizare și stații de curare localității Coțovănești, Borșani și Bâlca. 11. Se va demara începerea lucrării de investiții, construirea grădinței în satul Bâlca. 12. Se va aloca suma necesară pentru demararea lucrării în cadastrare pentru pășunea comunală. Știți foarte bine că avem probleme la pășune, exact am și luat, se va face o cadastru. Să vedem cei cu, cei cu marboret, adică cu tufăriș și cei fără tufăriș. Adică mai bine zis, cei eligibil și cei neeligibil.
13 se demara execuția proiectului tehnic și execuția lucrării de investiții de construire grupuri sanitare la școli în satele Coțumănești, Bâlga și Tămășoaia. Asta e pe program național, dacă se va face. 14 se va acționa pentru obținerea de fonduri urbanești pentru executarea lucrării de investiții, schimbare învelitoare la corpurile de școală B și C din satul Coțumănești. 15 se va întocmi documentația tehnică pentru lucrarea de investiții, introducere canalizare încălzire centrale la școli Bâlga și Tămășoaia. 16 se vor construi garduri metalice la școli în satele Borșani, Bâlca și Tămășoaia. La Bâlca deja jumătate este făcută. 17 se va finaliza documentația planului urbanistic general al comunei. 18 se va demara lucrarea investiției, extinderea rețeaua electrică, iluminat public în, și local în satul Tămășoaia. 19 se vor reabilita cămine culturale satele Bâlca și Tămășoaia. 20 se vor finaliza investițiile în la bază sportivă în satul Coțumănești. 21 se va întocmi documentația tehnică pentru construirea unei locuințe sociale în satul Coțumănești. 22 se va construi încăpere, birou, poliție locală și bucătărie cămin cultural Coțumănești. 23 se va înlocui pavajul în fața primăriei comunii Coțumănești. 24 se va achiziționa plăcuțe indicatoare cu denumire străzi pentru montarea lor în comună. 25 în punimenta fondului urbanist se va achiziționa tehnic calcul și mobilier necesar primăriei căminilor culturale și școlilor din comună. 26 în limita fondului urbanist se va achiziționa mobilier și parc stradal. 27 se va aloca suma necesară schimbare în viitoare biserică Bâlca. 28 se va demara lucrări de reparație la biserica Sfântul Gheorghe din satul Coțumănești, anume reparație exterioare cu biserică, turnare de alei împrejmuitoare. 29 se va realiza șans betonat de scurgere a apelor pluviale întrupere zăpelul în sat Bâlca, zona Oglan, biserica. 30 se va acționa pentru finalizarea lucrărilor de investiții alimentare cu apa satului Tămășoaia cu finanțare din bugetul local. Aici este gata numai cu stația de clorinare, nu mai durează mult. Deja noi facem clorinarea, dar trebuie aia automat. 31 se va finaliza, așa, 31 se va finaliza lucrarea extinderea rețelei alimentare cu apa, asta a pus-o greșit, e gata, până la Maga, la Florin. 32. Se va acționa pentru acționarea unui bulbăză, cavădură, autoglede, încărcător, fontar, remorcă, plug, zăpadă, sărăiță, vitanjă. Asta este testul și lor, se semnăm contractul. 33. Se va avea în vedere, ca pe întreg parcursul anului 2000, să se asigure o asistență socială și corespunzătoare persoanelor care se încadrează în prevederile legii și acordare de ajutoare sociale de susținere a familiilor îndepărtățite cât și luarea unor măsuri pentru copiii aflați în dificultate. Cu ocazia sărbătorilor de iarnă la 34, cât și a zilor de 8 martie, ziua Unirii, ziua Eroilor, sărbătoare acorde, se vor mâni ca împreună cu Poliția Locală să se asigură ordinea și liniștea publică pe raza comune. 35. În limita fondurilor urbanice se vor aloca sume și pentru lăcașurile de cald. 37. Prin grijă secretarul prin instanța autorilor se va comunica instituțiul la abilitate și se va afișa la sediul primăriei comunii Coțumănești. Doamne și domnule consilieri, acesta este raportul de anul 2017 al primarului comunii Coțumănești. Acestea sunt activitățile pe care noi le-am desfășurat. Ne-am axat mai mult pe investițiile pe care le-am realizat între ani. Pentru asta țin să vă mulțumesc încă o dată dumneavoastră pentru aportul dumneavoastră al Consiliului Local. Țin să mulțumesc funcționarilor publici din primărie, începând cu compartimentul contabilitate, cel de secretariatul, asistență socială, achiziții publice, impozite și taxe, urbanism și să nu uit pe cineva, compartimentul agricol, super. Toată lumea cu care am colaborat și am conlucrat și am avut o am avut o colaborare bună și am ajuns la rezultatele pe care dumneavoastră le-ați văzut. Este mult, este puțin. Dumneavoastră puteți să spuneți. Eu zic după mine că în ciuda faptului că 2017 nu a fost un an așa de, cum să spun eu, de generos în ceea ce privește finanțele. Pentru că știți foarte bine și am cipomit material. N-am avut nicio rectificare de buget. Nici n-a fost niciun an în care să nu avem măcar o rectificare, două, trei. Una se făcea, una mai mare. Ei, anul 2017 a fost o excepție, n-am nicio rectificare de buget. Sau dacă s-a rectificat ceva pe negativ, pe școală. Dacă mai țin bine minte, prin vară, toamnă. Deci, în condițiile în care ne-am descurcat cu bugetul ăla și în condițiile în care s-au dat și legea măririi salariilor și am putut face față și s-au luat salariile la timp și și dumneavoastră indemnizația, eu zic că e un an care a fost bun. Chiar și investițiile mari mai am realizat niște investiții destul de, nu spun grandioase, dar destul de notabile.
asfaltul de la... Nu, un pic cu parcă a fost. Începerea grădiniții, pentru că suntem în faza de începere de la Bârca, și multe, multe, multe alte lucruri pe care le-am luat. Și multe excavatori pe care vă luam cât de curând. Eu zic, bani, că a fost un an. Dacă dumneavoastră aveți ceva, ceva de nelămuri, sau știu eu, chiar și cu instituțiile publice, v-am spus, am remarcat faptul că pe linia ordinii și liniște publice s-a îmbunătățit cât de cât. Ceea ce, ce văd eu, cel puțin, ca primar. S-a îmbunătățit situația pe raza comunei, în ceea ce privește activitatea domnișoarei cabinet privat. La cabinetul familie nu e subordonat Consiliul Local. Dumnezeu de treaba dumnealui. Școala, ați văzut că a avut tot ceea ce trebuie ca să desfășoare activitatea în bune condiții. Deci nu au fost lucruri cazuri. În 2018, eu îmi doresc, cel puțin, îmi doresc și cred că sunt în asentimentul dumneavoastră, să avem un an mai bun ca 2017. Spuneam eu că 2017 am avut probleme de sănătate. Nu știu ce. Păi zic, dar... Zic, să nu fie rău, dar deodată, deodată, îți ferească Dumnezeu mai rău. Dar s-o deună atunci și s-a putea cum trage mai rău. Dar ceea ce este îmbucurător, vă spun următorul lucru, că am primit de la bugetul, de, buget de la finanțele publice. Și vreau să vă spun că am primit un buget care nu am avut niciodată așa buget mare. Undeva în jurul la 21 de miliarde. Ceea ce nu s-a întâmplat absolut niciodată. Dar așteptăm și bugetul de la Consiliul Județean și cu veniturile noastre proprii, sperăm să le ducem undeva în 27-28 de miliarde, ceea ce chiar nu s-a... Chiar dacă nu... Să vedem, poate zicem 30, da? Știu eu, poate sunt prea optimist. Despre asta este vorba. Eu zic pe mine că am făcut lucruri bune, să dea Dumnezeu să avem o lucrare și colaborare, la fel ca în 2017, și să realizăm ceea ce ne-am propus. În primul rând avem asfaltul dat în Mășoaia. Aia e prioritatea numărul 1. După care să batem grădinița, grădinița care începe semnat, lucrarea de execuții semnate, și după care suntem cu canalizarea, dăm cu canalizarea în continuare. Canalizarea e greu de obținut astea, terenurile pe care vin stațiile. Avem multe, multe bătaie de cap pentru că sunt proprietari și trebuie să-și dezbată moștenirea și trebuie să... E dureroasă treabă, da? Astea trei, o să mergem focalizat pe astea trei. Bine, afară, ce spunem noi. SF-uri pentru asfaltare drumuri locale, altele decât cele principale, pe la lăcașele de cult, schimbat pe aici pavajul, făcut în extindere primărie. Bine, astea sunt lucruri mai minore, dar eu m-am axat pe cele mai mari, mai importante. Cam despre asta e vorba, oricum vă mulțumesc pentru atenție. Comisia economică aviză favorabil obiectul de dezvoltare economică socială comunei pe anul 2018. Să punem la vot cine este pentru. Împotrivă se abține, deci unanimitate. Putem trece la punctul 3, domnule. La punctul 3, să vedem dacă... Sper că le-a spus în ordine aici, nu? Da. Da, este punctul 3. Expunerea motivele la proiectul de hotărâre prin propunerea de acordare a calificativului secretarului comunii Coțofană și domnule consilier, conform articolul 69 din legea 188-91 privind statut funcționarii publici, anual au loc evaluarea performanței individuale ale funcționarilor publici în baza criteriilor de performanță aprobat prin ordinul ANPP. Evaluarea se face de funcționarul public superior ierarhic și cuprinde perioada anterioară 1 ianuarie 31 decembrie. Pentru secretarul comunii, în conformitate cu prevederile legii 100, în conformitate cu prevederile articolului 7, alineat 2, litera D din HG 611/2000, pentru aprobarea normelor pentru organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor, evaluarea se face de către primarul comunii în baza propunerii Consiliului Local. Prin proiectul hotărârii de față am propus acordarea calificativului bine, calificativul de bine. Nu de foarte bine, domnului Marea Vasile, secretarul comunii Coțofănești. Având în vedere cele mai sus arătate, spun dezbateri deliberării dumneavoastră despre hotărârea cu rugămintea de a fi aprobată astăzi 29 ianuarie 2008 în ședința ordinară a Consiliului Local Coțofănești. Aici e un raport de evaluare, probabil Comisia Juridică, cine a primit. Așa, Comisia Juridică, cred că. Și aici se dau calificative.
de la 1 la 5. Nu? Note de la 1 la 5. Notele de la 1 la 5, da. Așa. Și capacitatea de organizat, deci nu s-a dat maxim. S-a mers pe... 2-3. Acum, dumneavoastră, sper să fiți de acord cu evaluarea pe care am făcut. Eu, calificativul de... bine. De bine. Așa, ce o să punem, o să vă dau citire proiectul de hotărâri, privind aprobarea calificată la evaluare performanță profesională, nu mai vă citesc și motivația, propun doar articolul 1. Consiliul Local al Comunii Coțovănești propune acordarea calificativului bine secretarul Comunii Coțovănești, domnul Imanea Vasile. Articolul 2. Se mandatează domnul Olariu Viorel de a întocmi raportul de evaluare pe baza propunerii menționate la articolul 1 prezentă hotărâre. Deci, eu propun către dumneavoastră. Ne-ați nu sunteți de acord cu calificativul bine, îi dăm satisfăcător. Da. Comisia și... Comisia aviză favorabil în faza proiectală. Supunem la vot cine este pentru. Împotrivă se abține. Punctul 4. Expun de motivul la proiectul de hotărâre privind creșterea zonei publice, cea privată cu unei suprafețe 25 de nici 74 de metri pătrați teren extravian parțial acoperit cu apă de denumire Baltărgasă. Domnule consilier, după cum știți, în patronul public al comunului se află și un teren extravian parțial acoperit cu apă cu denumirea Baltărgasă, aflat la limita cu Ateca Ius în lunga Trotușului. În ultimii ani, acesta a fost concesionat domnului chelar Constantin Moniș, care cu cererea numărul 6917-28-12-2017 aduce la conștiință intenția de a cumpăra acest teren pentru a putea face investiții de anvergură, astfel luând în calcul renunțarea la concesiune. Având în vedere că nu se poate aduce venitul la bugetul local din concesionare, precum și faptul că această baltă nu este de uz și interes public, fiind colmatată și necesitând investiții mari pentru exploatarea ei, care nu se poate efectua decât de un proprietar interesat, care ar putea crea și câteva locuri de muncă, am propus scoaterea ei în domeniul public și trecerea ei în cel privat pentru a putea scoasă la licitație pentru vânzare. Având în vedere cele mai sus arătate, suspun dezbaterea delegării dumneavoastră proiect de hotărâre cu rugăminte de a fi aprobat astăzi 29 ianuarie în ședința ordinară a Consiliului Local Comunal. Și aici este raportul domnului secretar, sunatul Mare Vasile, secretarul Comunii Coțovănești, județul Bacău. Vă aduc la proiectul de ordine inițiat de domnul Olariu Viorel, primarul Comunii Coțovănești, arată următoare. Terenul extravagant în valoare 25.740 metri pătrați, acoperit cu apă cu denumirea Baltă, face parte din domeniul public al Comunii Coțovănești și este înscris în poziția numărul 128 din anexa numărul 27 din HG numărul 1346 din unul privind atestare de domeniul public al județului Bacău, a municipiului oraș comunilor din județul Bacău. În prezent este concesionată din licitație publică, ceea ce o spusem mai înainte. Având în vedere acest fapt, propunem și dumneavoastră scoateri la licitație. Și la proiectul de hotărâre, la articolul 1 se aprobă trecerea, propun spre trecerea din domeniul public și introducerea în domeniul privat al Comunii Coțovănești, județul Bacău, suprafețe 25.742 metri pătrați teren extravagant, parcela acoperit cu apă cu denumirea Baltărgasă, situată în tabloul numărul 24, parcela HB 246, înscris la poziția numărul 128, cu inventarul domeniului public al Comunii Coțovănești, județul Bacău, atestat prin HG numărul 1347-2001, anexa numărul 27, aceeași poziție. Datele de identificare al modului sunt în anexa la prezenta hotărârea. Din grija secretarului, această hotărâre se va amâna prefecturii, primarului și persoanele interesate. Deci, este vorba de baltă răioasă, care dumneavoastră știți foarte bine. Ea este concesionată. Cel care are în concesiune și a plătit la zi toate... Care e valoarea concesiunii anuală? Nu o mai țin minte. Dar vă pot spune. Nu e mult, dar nu mai țin minte. Problema e că n-a făcut nicio lucrare, nici nu putea fi obligat. N-ai nicio obligație acolo, nu era obligație în contract. N-a făcut nicio lucrare. Omul, domnule, dacă tot fac lucrare, să știu că ea mea, dar vreau. Dacă o vine și noi nu putem scoate la licitație, nu numai dacă există o solicitare. Dar nu există solicitare, nu ne aflăm în treabă. El ar fi unul care solicită. Acum, dacă poate fi trecut în domeniul public, în domeniul privat, scoatem la vânzare. Acum, eu vă mai spun ce s-a întâmplat cu bărțile astea. Noi am mai avut o baltă aici, cum te duci spre balastieră. Dar vă aduceți aminte, pe stânga. Da. S-a colmat, nu e bărță. Aia e pe urmele la asta. Datorită faptului că ea din timp trebuie dragată, trebuie curățată, trebuie făcută. Nu, n-ai ce. Deci asta de la balastieră nu mai e baltă niciun, v-ar nu uzați că a fost.
Și aia e cam, nu știu dacă ați mai trecut pe acolo. Mi se pare puțin, dar 25 de metri. 25.000 de metri înseamnă 2 hectare jumate. Da, dar e referim la Ciu de Apă. Spuneți-ne și nouă, de când s-a întrerupt concesionarea? Dar nu s-a întrerupt. S-a predat în continuare, nu? Nu, el plătește... E în vigoare. E în vigoare, sigur. Omul a zis că în termenul concesiune vrea să o cumpere. Dar concesiunea e pe câți ani? 49 de ani. Păi el este ca și... Da, el are... De 49. El solicită acum, noi putem să o scoatem la mână. Nu putem, nu. Problema, mie mi se pare să nu mă gândesc, nu fii drea cretință. Dar nu uite, eu nu cred că îmi pierde primăria, e în pierdere. Primăria nu e în pierdere. Păi nu e, noi luăm bani în continuare. Dar nici bani mulți nu-l luăm. Nu funcționează cum arată. Dar vă spun exact la ședința următoare. Problema este acum nu cum o scoatem la licitație. Dacă vreți să fie trecută din domeniul public în domeniul privat, al primăriei. Domn primar, să spunem că această persoană renunță la contractul de concesionare. În primul rând, bine, eu înțeleg că dânsul a motivat că nu poate face investiții, că nu-i proprietar. Pe 49 de ani ești ca și proprietar. Mai ales că nu i s-au impus anumite reguli sau păstrarea. Nu, și în contract, să vedem despre ce e. Da. Dacă el o lua ca societate, probabil putea altfel să investească. Eu sunt de acord. Ca persoană fizică nu poți să investești. Da. Nu poți accesa credite și așa mai departe. Da, dar da. Cheltuielile noastre ale bugetului local pentru menținerea în domeniul public al acestei bălți, bănui că nu este un efort financiar mare. Nu, nu. Deci o putem păstra proprietate. Dacă dânsul... Da, eu v-am spus care este riscul. Riscul este de a-ți formata în continuare și de a nu mai fi bat, doar atât. Da, oricum, concesionând-o chiar și pe un an de zile, tot avem un beneficiu la buget, decât să o vindem. Cine o mai ia, păi aici e problema. Dar decât să o vindem, cine eu zic că să o păstrăm. Acum trebuie să ne uităm și în domnul. Eu zic să o păstrăm, domnul primar. Eu zic să o păstrăm, nu cu riscul ca dânsul să renunțe la... Dar nu poate să renunțe. Păi nu știu, poate, cum să nu poate. Orice contract se poate rezilia de comun acord a părților. Da, bineînțeles. Eu consider că ar trebui să păstrăm acest... Noi putem să o păstrăm și dacă e în domeniul privat și dacă e în domeniul public. Da, putem să o păstrăm în domeniul public. Da. Problema este că dacă vrea să investească, putea să investească fără nicio frică. Da. Având în vedere care e contractul de concesionie pe 49 de ani. A zis omul că timpul trece și uite, situația clară la moștenitoare. Nu știu, acum cum rămâne cu adevărat. Păi să rămâne să reluăm ședința următoare, să mănânci pe contractul. Da, să mai analizăm condițiile. La punctul 5, la proiectul de hotărâre prin stabilire de salarii, lucrurile ale funcționarilor publici, personalul contract de aparat specialitatea primară, comunii coțovănești și condițiile de trecere contribuțiilor de la angajator la angajat, conform prevederii ordonanței de urgență numărul 79 pe 2017 și ordonanța de urgență a Guvernului numărul 22/2017. Domnule consilier, proiect de hotărâre prin față la anunțarea că urmarea apariției ordonanței de urgență a Guvernului numărul 79/2017 în modificarea și completarea legii numărul 927/2017 prin codul fiscal prin care s-a reglementat trecerea contribuțiilor de la angajator la angajat, precum și ordonanței de urgență a Guvernului numărul 82/2017 privind modificarea unor acte noi. Din negocierea colectivă în data 22/12/2017 între subsemnatul în calitate de angajator și reprezentanții funcționari publici și personalul contractual din aparatul specialitate s-a stabilit trecerea contribuțiilor plătite acum din bugetul local în salariile brute ale angajaților, astfel încât să se mențină salariile nete din luna decembrie începutul 1 ianuarie 2018. Stabilirea noilor salarii se face în baza coeficientului de ierarhizare stabilit prin HR numărul 3031/07/2017 cu aplicarea HG numărul 846/2017 în care s-a aprobat salariul minim brut pe țară la suma de 1900 lei. Din salariile brute nouă rezultate se vor reține contribuțiile datorate de angajator până în luna decembrie 2017. În aceste condiții nu sunt stabilite sarcini fiscale impus nici pentru angajator, nici pentru angajat. Având în vedere cele mai sus arătate, supun dezbatere de rugăciune dumneavoastră proiectul de hotărâre cu rugămintea de a fi aprobat în ședința
ordinară a Consiliului Local Comunal. Aici este raportul în care se pomerește același lucru, raportul semnat de domnul secretar, și la proiectul de hotărâre fără motivație legală vin cu propunere. La articolul 1, cu data 1 ianuarie 2018, se vor stabili noile salarii brute pentru funcțiile publice și cele contractuale din aparatul de specialitate al Comunei Cotroneni, conform anexei ce face parte din prezentul hotărârii. Articolul 2. Se propune ca salariile brute stabilite, din salariile brute stabilite să se scadă contribuțiile datorate de angajator care trec în sarcina angajatorului conform hotărârii de guvern numărul 72/2007 privind modificarea și completarea legii numărul 27 privind codul fiscal și ordonanța de urgență guvernul numărul 82/2007 pentru modificarea și completarea unor acte normative. La articolul 2.1, împotriva prezentei hotărâri, persoana nemulțumită poate face contestație în termen de 20 de zile caracteristică de la data comunicării adresate în primarului comune. Articolul 2. Plin. Împotriva modului de soluționare a contestației, persoana nemulțumită se poate adresa instanțe de contencios administrativ în termen administrativ în termen de 30 de zile de la data comunicării soluționare. Articolul 3. Cu ducerea la îndeplinire resolvă se încredințează primarul comunii Cotrovănești și biroul buget contabilitate în aparatul de specialitate al primarului comunii Cotrovănești. Articolul 4. Prin grijă secretarului, această hotărâre se va comuna prefecturii, primarului, biroului buget contabilitate și fiecărui angajat funcționar public sau personal contractual din cadrul aparatului. Aici este procesul verbal privind negocierea. Cei care ați stabilit, comisie respectivă, și aici anexa salarii de bază ianuarie 2018. Și aici salariile pe care stabilite pentru, nu mai pun și decembrie, pun pe ianuarie 2018, astea brute. Da. Secretar 6460, consilier superior grad contabil 6042, consilier superior gradația 5890, aici sunt ceilalți, că nu-i mai pune în casier, îi pune consilier superior gradația 4, 5757, inspector superior gradația 4, 5757, consilier principal gradația 5, 4693, consilier principal gradația 4, 4597, consilier principal gradația 3, 4484, consilier debutant gradația 0, 3800. Se adaugă sporul pentru activitatea de control financiar, unde sunt steluțele. Are steluțe aici, aici are la contabil, la contabil și la și 25 la, se adaugă pentru pentru orele efectiv lucrate, un spor de noapte e la poliția locală. Da, e așa. La ce, asta a fost la funcția publică, la funcționarii publici. Acum urmează la cei contractuali, consilier superior gradația 4, 5890, consilier gradația 2, gradul 2, gradația 0, 4880, referent 1A, gradația 5, 3420, guard, gradația 4, 3325, guard, gradația 3, 2850, șofer, gradația 5, 3420. Despre asta este vorba. Deci au introdus și banii care desplătească angajatorul, domnul secretar, ați înțeles, nu? Da, da. Aici. Băgați aici. Deci banii care desplătească angajatorul. De fapt, e vorba de o majorare care până în ziua de azi s-a dat la stat. Până în ziua de azi s-a dat la stat. Cine de asta? Da, în loc să dă o întrebare aici, la consilier debutant, gradația 1, gradația 0, la 9. Dar e vorba de dumneavoastră. Păi nu, nu știu, domnul secretar, vă explici mai bine. Punctul 9, consilier debutant. Consilier debutant, gradația 0. Da, era 2 coeficientul cu 19.000 și termina. La cine? La cine? La punctul 9 zice. Anul sportul vacant. Ei, consilier debutant. Era ăla care a fost scos la concurs. Care a fost la concurs? Consilier juridic. Ah, consilier juridic care nu s-a mai. Da, da, da. Da. Ei, nu vedeți că și la guardă sunt două persoane, de fapt e una singură, nu sunt două.
comisia aviză favorabil, să punem la vot cine este pentru. Eu vă spun ce este comisia juridică. Din ceea ce am primit în informație aici, la mine sunt niște chestii eronate. Adică? Am citit eu greșit? Vă spun de cuvântul unui care s-au predat. Aveți mai mari acolo, două locuri, nu? Și alea mai mari. Nu am trecut totalul. Aici. Cum îs la colegii care... N-ai trecut totalul, n-ai trecut șoferul și cu... Eu am citit cu ultima rubrică. Salariul de bază, la 18. Nu, la el nu-i trecut. Nu, la n-apare șoferul. N-apare șoferul. E ultima rubrică. Trecut aici. A, nu apare șoferul? Da, da, nu apare. În tabel nu este trebuie, era liber. A, nu. Cine știu, văd duminică și duminică am trecut. E liber. Comisia juridică. Comisia juridică. Cu fază proiectă. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține? Punctul 6. Expunere motivele proiectului de hotărâre privință pentru modificarea anexei numărul 1 la hotărârea Consiliului Local cu Cotroni prima aprobare master plan în sectorul de apă uzată din județul Bacău, modificări și completările ulterioare. Doamne, aici e întreagă polologie, ca să vă citesc că se vorbe în master plan, post-mediu. Care comisii s-au ocupat de chestiunea asta? Turcia juridică? Eu nici nu mai dau citire la asta, că e întreagă... Cine vrea să o recitească, referatul se referă la aceeași treabă și noi trecem la proiectul de hotărâri. Așa, proiectul de hotărâre pentru modificarea anexului la hotărârea Consiliului Local cu Cotroceni numărul 30 din 30.07.2010 privind aprobarea master planului sectorului de apă și apă uzată din județul Bacău cu modificări și completări ulterioare. Consiliul Local al Comunii Cotroceni dintr-o ședință ordinară în 29 ianuarie 2008, având în vedere directiva Consiliului European, și aici sunt și o grămadă de lucruri. Alege numărul 241 pe 2006, hotărârea Consiliului Local numărul 30.07.2010, adresa Asociației Dezvoltare Intercomunitară Bacău, din 9-10, numărul 9 din 10-01-2018, înregistrată la Consiliul Local Cotroceni, numărul 25 din 11-01-2018, adresa Consiliului Județean numărul 367 din 9-01-2017, expunerea de motiva primarului Comunii Cotroceni, referatul numărul 208 din 11-01-2018, înaintat de domnul Manea Vasini, secretarul Comunii Cotroceni, îndemnia articolul 91 alineat 3, litera D și articolul 9 ale articolului 97 alineat 1 și ale articolului 36 litera articolul 36 alinea 2 litera B și litera A, punctul 14 din legea administrației publice locale, numărul 215 pe 2001, republicată modificări și completări ulterioare, propunem la anexa numărul 1. Anexa numărul 1 la HCL numărul 30.07.2010, primind aprobarea master planului sectorul apă și apă uzată în județul Bacău cu modificări și completări ulterioare, se modifică și se înlocuiește cu anexa la prezenta hotărâre, care e în spate, bănuiesc. Articolul 2. Se împuternicește domnul Ivănescu Gheorghe, pe care de fapt am împuternicit, având carne de identitate și calitate de reprezentare a unității administrative teritoriale, a societății dezvoltării de condea să voteze în conformitate cu prevederea articolului 1 din prezenta hotărâre adunării generale a societății. La articolul 3. La data intrare în vigoare a prezenței orice altă prevedere contrară se modifică cu drept de drept în mod corespunzător. Articolul 4. Barența autorilor se comunică la DIB-ului, prefecturii, primarului și persoanele interesate. Și acum să mă uit la... În ce constă... Anexă. N-are anexă? N-are. Am întrebat și zice că nu, că e anexă. Ce modificare? Care e modificare? Ce modificare aprobăm? Păi da, e că nu e chiar... Nu, e chiar nu... Anexul a fost a votului. Da, dar noi nu putem zicem pe domnul Ivănescu, că aici e treaba. Deci da, în ședința de la... Eu zic după anexul aprobăm pentru faptul că nu e... Cine vrea, cine nu vrea, n-aprobă. Probați că tot aia, pentru canalizare, pentru apurizare. Ei, tot ce înseamnă județul? Comisia. Actualizarea documentației aici. Comisia. Actualizarea documentației. Comisia aviză favorabil. Supunem la vot cine este pentru? Deci fază proiectată. Împotrivă se abține. Punctul numărul 7. Expunerea de motive la proiectul de hotărâre prin aprobare cu dizația anuală a Asociației Dezvoltării de Comunitatea Bacău. Prin adresa numărul 9 din 10.01.2001, de exemplu, la primăria Comunii Cotroceni. Numărul 205-1101 Asociației Dezvoltării Intercomunitare Bacău a solicitat aprobarea cotizației anuale a patrimoniului asociației motivate prevederilor ordonanței de guvern 26 pe 2 numărul 26
pe 2200 a scris. Cu privire la asociații și fundații modificări cu proiectările unele. Necesări cele financiare pentru implementarea în bune cu un program operațional infrastructură mare privind extinderea modernizării sistemului de apă și apă uzdea județul Bacău comunal. Pentru județul Bacău. Și acum aflicem care sunt cotizațiile, că le știați. Pentru localitățile de rangul 1, 5 municipii, 4.000, noi ne ducem, ne interesează pe noi. Comunele cuprinse în lista pentru localitățile rangul 1, rangul 3, pentru localitățile de rangul 3 cuprinse proiectul extindere modernizare și sistemul de apă și apă județul Bacău 20.000 lei, Slănic Moldova 3.000 lei, comunele cuprinse în lista de investiții între 2014-2020 și 1.000 de lei, comunele fără investiții în infrastructură de apă și canalizare 100 de lei. Noi suntem aici la 10.000 lei. 2014-2020. A, deci e vorba de 10 milioane. 1.000 de lei, 10 milioane. Așa, aici la portul de specialitate, aici la proiectul de oră, de hotărâre, propun să aprobare cotizația anuală a Societății Intercomunitare Bacău, adică în cuantum 2.000 de lei. Se mandatează domnul Ivancescu, având calitate de reprezentant al Unității Administrației Teritoriale, anuarea generală a Societății Intercomunitare Bacău, să voteze în conformitate cu prevederile articolului din prezența autorării, precum și după cum urmează. Pentru județul, deci nu mai spun. Deci vorba de 1.000 de lei la noi. Prezenta hotărârea va fi transmisă la DIP, la prefectură, la primar și așa mai departe. Cel persoană de interesant. Deci, asta e cotizația care o plătește și până acum. Nici unul mai mult și mai puțin. 1.000 de lei. Comisia. Avizul favorabil în fața voi. Suntem de acord și noi ca să ne reprezinte și să susțină cauzele legate de toate datoriile. Deci, colegul dumneavoastră, domnul Ivancescu, da, și să plătească și sumă respectivă. Dacă tot să duce vreodată. Dacă are bani măsurați. Da. E prin piramentul. Da. Suntem de acord. Dar e cauza. Ia de la timp, la punctul 8, expunere motivă la proiectul de primă completare organizată în statul de funcție aparatului de specialitate al primarului Comunului Cotroarești cu un număr de 25 de posturi asistenți personale a persoanei cu handicap. Domnul consilier, în conformitate cu prevederea articolului 35 legea numărul 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanei cu handicap, persoane cu handicap vrea beneficiază de un asistent personal. La această dată există un număr de 23 persoane cu handicap grav care beneficiază de indemnizație în soțiuri, doar ce nu a fost posibil angajarea de asistenți personal din lipsă de fond. Potrivit ordonanța de urgență numărul 2/2007 privind unele măsuri fiscal bugetare, sumele pentru plata asistenților personal și indemnizația în soțiuri se face integral de la bugetul de stat în baza datelor comunicate de primărie. Anul trecut am solicitat aceste sume care ne-au fost aprobate în acest an, respectiv sau 35.000 lei. Urmează ca în urma aprobării de către Consiliul Local la prezent proiect de hotărâre să treacă la angajarea asistenților personale. În vedere cele mai sus, supun dezbatere și deliberări dumneavoastră proiectul de hotărâre cu rugămintea de a fi aprobat astăzi 29 ianuarie 2018 în ședința ordinară a Consiliului Local Comunal. Aici este un raport al domnului secretar. Trecem la proiectul de hotărâre și se propune să se completa, organiza majoritatea de funcție al aparatului de specialitate a primarului Comunului Cotroarești cu un număr de 25 de posturi de asistenț personal a persoanelor cu handicap. Compartimentul astfel creat va fi subordinea directă a secretarului comune, bineînțeles cu fetele de asistență socială. În grijă secretarului se va comunii prezenta, o trebuie să facă instituție prefectului, primarului comunii și de lucru de buget portabilitate. Despre ce e vorba? Anul ăsta ni s-a arătat o sumă de bani din bugetul ăsta care a venit, de la finanțe de care vă spuneam, pentru asistenți personal. Noi am mai avut angajați asistenți personal. Până în 2011. Până? 2011. După până în 2011. În criza n-am mai avut bani. Și din cauza că n-am avut bani, nu ni s-a mai alocat bani, n-am mai putut plăti. Trebuia să suportăm bugetul local, ceea ce nu s-a putut. Bine, nici acum nu ne dă bani în întregime. Trebuie să suportăm și noi din bugetul local. Nu știu care era contribuția noastră. Poftim? 10% vă răspundea doamna contabilă. Nu e mai mult? Nu. Nu e 30? 10%. Dacă e 10%, e bun. Deci noi, normal, din calculele făcute de noi, ar fi 23. Deci în dreptul lor, sunt însoțitori ale persoanelor cu handicap. Normal, și le facem cărți de muncă, astea vor fi carte de muncă. Vor avea dreptul la concediu? Vor... Depinde, dacă nu au, pot refuza acest contract de muncă, din câte știu eu.
A, da, pot opta. Dacă au contract de muncă, pot opta, pentru că acești asistenți personal, practic, sunt angajați la voia celui cu handicap. Persoana cu... Da, da. Nu că îi alegem noi aleatoriu, nu? Ei sunt, da, în primul rând... Sunt persoana... Exact. Da, 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 păi domnul îi aleg eu. Cine da, bineînțeles, da. Nu-s probleme. Mă crezi un membru al familiei mai bine. Nu, se poate întâmpla. E treaba lor. În primar, dar putem să-i vedem și noi place să-i... Bine, oricum stabiliți gradele de handicap, nu stabiliți de noi, e stabiliți de... Andrei Gheorghe, născut în 83, e major. Care e din Tămășoaia, tu m-ai spus. Da, asta e... Luăm Mariana. Luăm Mariana de la Borșa. Florea Ioana, născută în 60. Florea Ioana e fără picior. Dumboce Elena, tantinele... Nela Lungoșa, de fapt, am 5 ani. Oprea Armina, Bontoie Mihaela Bianca, fata lui Bontoie Lăcrămioara. Cu Lăcrămioara? Nu, nu, nu. Mai bine să nu mai fac stabiliți de astea. Nu, dar ce din așa, că nu mai vezi pe bușiți. Osma Monica, de la Bloc. Asta care face... Surcan Florina, născută în 96, al lui Biercu. Ghitu Cosmin Nicușor, asta e băiatul care lucrează la noi, născut în 7 ani, gazul Olivii. Stănescu Mirela. Nu le mai citesc, nu? Uitați, ce e cu probleme? Deci sunt 23. Nu-i punem cum vrem noi. Da. 23, dar noi am mai pus o rată de... Așa, omaj, dacă mai apare cumva. Când între timp se mai duce unul, care are probleme. Și îl încadrează într-un grad. Cățeți 23? Cred că da. Domnul Mocan, Mocanu este? Domnul Mocanu, Mocanu, Mocanu. Elena Nevăzători. Elena Nevăzători, băgată în altă este. Păi cam astea au fost problemele, altceva ce să vă spun. Vă doresc un an bun, să aveți parte de bucurie, fericire. Eu trebuie să fiu la altă ședință, de asta am și dat o leagă pe repede de înainte. Și mă vedea ședința de buget, dar va fi mai repede. La femeile pentru va fi până în 15, până în 20, până în 20 februarie, bănuiesc. Da, poate să se minunță. Hai că la ființa următoare, să punem pe ordinea, să punem pe ordinea de zi și situația asta a Izlazului. Ați, am discutat în anul trecut, da. Am discutat că o să faceți un memoriu către Ministerul Agriculturii. Am făcut un memoriu, am făcut tot. Am și eu hârtia asta. Au, aveți acolo. Haideți să facem discuții, să vedem la ce... Domnul, uitați despre ce este. Cu Izlaz este următorul lucru. Acum nu știu dacă ați văzut și adresa aia. Acum, da, da. Nu, în afară de asta. E o adresă în care toți cei care scot acum la Izlazul, la închiriat, la concesiune, la închiriat, nu se face decât pe baza amenajamentului pastoral. Dacă aici ai problema. Așa. Ei, noi acum, ați văzut că am prins și materialul de... Da, am prins cadastrarea pășunii comunale. De-abia atunci putem discuta despre terenul clar eligibil și cel neeligibil care se poate transforma în eligibil și cel care nu se poate deloc. Asta, despre asta se vorbește. Dar acum, pe contractele pe care le aveți... Și o hotărâre, pentru că... Deci facem cu contractele. Sunt persoane care... Deci, atenție! Eu am situație, că am venit cu lecția învățată și pentru asta. Majoritatea și-au plătit. Adică toți. Nu e vorba de plătit, nu e vorba de bani. E vorba de situația Izlaz. Adică eu am concesionat 6 hectare. Mă dau exemplu pe mine, că sunt aici. Dar pășune din astea 6 hectare nu sunt efectiv decât 1,2 hectare. Înțeles. Aici e problema. Am deci, înțeles, dar nu ați un caz la... Nu e vorba numai de mine, că până la urmă... Nu sunt, că... Dar e vorba, uite, eu îl dau exemplu pe Laurențiu, pe Vasile. Da, da. Omul ăsta trăiește din animale, de acolo. El de acolo trăiește. Eu chiar am discutat cu el. Trebuie să-ți vândă o vacă să plătească concesionarea. Am înțeles. Pe anul trecut o rezolvăm și plătim. Dar hai să ne facem anul ăsta. Am zis așa. Am mai spus cum te procedează. Așa. Cei care sunteți nemulțumiți. Și am zis și eu și nuanțez lucrul ăsta. Așa. Trebuie reziliat de contract. Reziliem contract. Asta nu înseamnă că dumneavoastră nu puteți ce și cu vaca la... Asta, deci asta trebuie să spun un punct. Trebuie reziliat contractele. Cei care nu voi vorbeți cu urmă. Noi, între timp, facem comanda de cadastrare a pășunelor, a suprafețelor... Care sunt pășunabile. Care pot fi folosite. După care scoatem din nou la
La licitație. Eu spuneam vreodat, dar mai înainte chiar când a citat acolo a spus că cei care vor renunța contractele reziliate se vor face din nou licitații. Chiar mai înainte a citit. Nu facem licitații numai. Și nu vrem... Că avem animale, trebuie să le ducem undeva la păscut. Aici, deci, asta, să nu... Să nu, 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 stați un pic, până nu-i gata cadastrul, nu scoatem nimic la licitație. Deci nu se scoate, nu se mai poate scoate la licitație. Deci, dar asemenea, deci, haideți să facem o ședință, să punem pe ordinea zi un până la ședința următoare, în care să luăm o decizie și să descurcă, eu explic și eu, și lua ăla, și lua ăla. Așa zic, și prin cadastrare se va... În afară de ce prevăzut un contract, n-am ce decizie să mai iau. Deci se reziliază contractele. Dumneavoastră rămâneți, duceți eu decizie, vă duceți cu animale și le pașteți fără nicio problemă, așa, fără să plătiți nimic, nu mai plătiți, rezine, plătim, dar plătiți numai pe anul trecut. Plătiți taxe la pășurile de chicasă, nu-i problemă, dar ca să fiu sigur, izlazul ăla nu va ajunge în altă parte. Nu, nu, asta cu siguranță, asta cu siguranță, dumne, ca să-ți scot din nou la, ca să-ți scot din nou la cetățile, să-l trebuie în consiliu local. Păi da, dar nu ești sigur că te-ai mai putut. Vei mai câștiga licitația pe... Nu, poate să fie altcineva. Nu este o garanție. Altceva. Altceva. Ai reziliat contractul. A, nu vine. Nu, mă duc eu la domnul. Ia colegul. Mă duc la domnul. Ia colegul. El a făcut. Adică, eu zic să plătiți pe anul trecut. Veniți cu cer, reziliem contractul. Mergeți cu animalele la... Păscut fără nicio problemă și într-un an de zile sperăm să facem cadastru. Ne apucăm să facem cadastru. Așa aici, n-ai ce să discuți. Adică îndevărmășiri. Poți fi? Asta îndevărmășiri, dar cum? Până acum nu s-a făcut. Da. Sau dacă nu plătiți în continuare și... Cadastrarea nu mai trebuie. Să nu mai rezilieze. Plătește în continuare. Nu-i convine. Nu-i convine. Da. Nu-i convine, dacă nu-i convine, dar dacă nu-i convine, riscă să rămână. Păi riscă să rămână, să nu mai ia bucatea zi alta sau la alt preț. Sau deloc. Sau deloc. El să aibă totul 6 de loc. Păi nu, menținând contractul, după ce se cadastrează, se poate reveni pe impozitare. Știi ce cauza a fost dată asta? Domnul primar a spus că în momentul când o să primiți o hârtie de la Ministerul Agriculturii, în funcție de răspunsul pe care o să-l primiți de acolo, chiar așa a spus, a zis, domnule, facem la ușă, o să discutăm la ușă, să vedem ce măsuri luăm. Chiar v-ați exprimat dumneavoastră atunci, chiar v-ați exprimat, era aici Tuti, că mai mult el era atunci cu problema, și a spus, domnule, încercăm să-l ajutăm pe omul ăsta. Chiar așa a fost exprimat dumneavoastră. Așa, domnule. Ei, eu am și eu documentul ăsta de la Ministerul Agriculturii, care, de fapt, spune că s-a făcut o greșeală când s-a scos la licitații, pentru că, vedeți aici, a scris. Nu știu, bănuiesc că ăsta-i cam și da, numai la primărie. Scrie, valoarea erbii dispusă pentru animale reprezintă cantitatea de iarbă consumată efectiv de către animale, da. Care se stabilește în condiția acestui act normativ, același act normativ, prin înmulțirea producției de iarbă. Asta e formula de calcul apropo de amenajamentul... Aia o fac eu, așa, nu fac eu. Nu, problema mea, ca să... Deci, valoarea erbii disponibile pentru animale reprezintă cantitatea de iarbă consumată efectiv către animale. Ei, animalele... mele au consumat efectiv de pe 1,2 hectare, că de pe 4,8 nu a existat iarbă să consumi. Asta v-am înțeles. Păi aici e o chestie. Asta v-am înțeles, dar nu pot, dacă dumneavoastră vă luați responsabilitatea Consiliului Local, pentru că este un contract, să scădeți, să plătiți numai partea eligibilă, numai pășunea eligibilă, e treaba dumneavoastră, nu, că nu votez. Dar vă impută dumneavoastră. Nici eu n-am nimic în pășunea. Nici eu votez. Deci despre asta era vorba. Deci nu-i vorba de... Așa au vrut și ei și le-am spus, băi, omule, a venit Manole și cu Tuti. Am înțeles că e vorba de judecată pe mine. Așa, băi, dați-mi judecată, adică eu nu mă supăr, chiar mă rog. Și chiar mă rog la Dumnezeu și mă rog pentru voi să câștigați în instanță. Dacă câștigați cu hotărâre judecătorească... Dacă ați venit cu hotărâre judecătorească, nu am nicio treabă, nici voi, nici eu. Și cu asta, bă, să-și am încheiat discuția. Deci despre asta era vorba. Cea mai bună, cea mai ieftină cale. Da. Hotărâre judecătorească. Fără să se ceară, din comun acord, fără să se ceară daunii niciunul la celălalt. Eu nu știu, mă, dacă hotărârea judecătorească spune că ilegal s-a încasat pe suprafața neeligibilă, nu avem nicio problemă, putem să dăm și bani înapoi la cei care au plătit pentru noi, că sunt foarte mulți care au plătit tot ajutat. Acum, problema este următoarea. Nu știu la dumneavoastră acum, din aia neeligibilă, dacă se mai poate transforma. Nu se poate. Dar sunt de la ceilalți care din eligibilă se poate, din neeligibilă se poate face ineligibilă. Și eu tare mă tem că la noua declarație care va face la APIA, cei 10% dacă au luat 30 de hectare, nu se regăsesc ca fiind eligibile.
Deci trebuie să vină cu 3 hectare. Da, da. Dar mie aici e durerea. Mie, și da. Și eu sunt curios, dar eu cred că, nu cred că din toți care sunt, 3 vor avea situația așa, să aibă eligibilă, să sunat ineligibilă. Nu cred. Deci, domnul Bărbălău, mie mi-a spus anul trecut când am fost la APE, am felul următor. Domnule, cum atâta poți să defrișezi cât vrei acolo. N-ai să poți face eligibil din parcela asta de 6 hectare mai mult de 1,2 hectare. Deci se poate face eligibil. Nu se poate face. Azi. Deci mi-a zis, nu poți să o faci niciodată mai mult de 1,2 hectare eligibil. Și am zis, stai, eu am un copil, nu figurează, nu poate să fie pășune acolo. Da, dar trebuie un act de director. Nu mai zic, acum, la hatul între mine și... Nu mai ieși iar, v-am zis. Hatul între mine și Laurențiu e undeva în drumul din Cortorari. Da, deci Laurențiu chiar are o casă acolo pe Izlas. Pe cuvântul meu. Da, iar cred, da. E lui. Nu e vorba. Nu o să ajungem acolo. E da lui. Da, eu așa zic. Eu efectiv nu pot să respect contractul. Din moment ce eu nu pot să fac eligibil 10% de 6 hectare. De asta spun că trebuie. Păi asta, eu o să fac, o cei de ziliere, dar numai să, garanția să fie că avem unii merge să paștim animalele alea. Da, paștiți tot acolo unde ați păcat și tot. Paștiți și la ceilalți care au păcat, deci concesiunea. Nu stăm, da, azi cu mine. Haide, eu vă dau un exemplu la care nu au păscut nicio secundă animale pe suprafața. Da, eu sunt de acord cu ce spune. Dar cine zice? Deci, vă dau mai multe exemple, nu urmă. S-au dus mamale cu boia alea la barca. Și acolo, dacă analizăm, e o problemă. Și acolo e o problemă. Dar nu numai din mamă, să zic că am discutat din mamă. Sunt mulți care nu au păscut de rog. Ăștia care nu au păscut animalele acolo, au concesionat nu pentru pășuni. Au concesionat pentru subvenții. Trebuie să faci să ne delimităm. Sunt unii care au concesionat izlas pentru subvenții și unii care au concesionat pentru pășuni. El cu toate capre de comun în alt 300. Fraților, așa aveți, problema? Dumneavoastră aveți dreptul să contestați, să reclamați. Să nu o să ajungem acolo. Nu o să ajungem acolo. Reclama trebuie clarificat treaba. Nu, reclamată reclame de loc. Sunteți la mâna mea. Nu știu. Roata se învârte, dacă e roata. Mi se învârte și acum. Fiecare cu... Ne mutăm la dumneavoastră să paște. Știu și eu să scriu. La mine veniți să pașteți că eu oricum renunțez contractul. Îl subconcesionat. Am curățat cea mai mare suprafață. Acolo dumneavoastră rezilieți mică la Orențu, ați făcut cea mai multă treabă. Asta e adevărul. Și dumneavoastră rezilieați contractul? Da. Rezilit. Da, numai era animale. Pentru? Numai era animale. Motive personale. Da, motive. Da, uite, au făcut treabă. Știu că numai era animale. La sfatul... Da, sigur că ai o problemă. Da, au făcut treabă. Au făcut treabă, treabă, nu așa. Păi tine și-o te apreciat. Tălăr, poate să muncească. Da. Da, mulțumim. Auziți? Mai bine.